declar deschise lucrările ședinței Consiliului Local Municipiului Onești. Pentru început, avem invitați din partea, înainte să intrăm în ordinea de zi, avem invitați din partea Raja, din partea Adis, am înțeles, care sunt pe drumul să mai întârzie și Rompres. În continuare, ar trebui să-i auzim pe cei de la Raja să prezinte realizările. Nu mai puțin, domnule președinte, mă scuzați că intervin. Bună ziua tuturor! În urma unei invitații verbale făcute de colegi din Consiliul Local, am hotărât să transmitem o invitație celor de la Raja pe de o parte pentru a prezenta anumite situații pe care din și le-au și a ne explica de ce în anumite zone și intervale de timp se întâmplă ca municipiul Onești, în zone izolate, să avem întrerupere în programul de apă. Ulterior, după ce veți avea cuvântul și vă veți expune, să zic, punctul de vedere, o să rog pe domnul consilier, dacă sunt întrebări, să le adresăm colegilor de la Raja. Iar la punctul, să zic, pe 2 din această introducere, până să intrăm propriu-zis în ordinea de zi, o să rog pe colegii de la DIS, care sunt deja pe la Helegiu, și colegii de la Rompres, să facem o radiografie pe scurt a situației serviciului de colectare și transport a gunoiului din municipiul Onești și din județul Bacău, că e o umbilicală treaba, dacă pot spune așa, și ulterior să începem ordinea de zi. Vă mulțumesc! Aș dori colegii de la Raja să înceapă să-și expună, să spună punctul de vedere astăzi. Vă mulțumesc! Mai pe scurt, că am citit materialul. Bună ziua! Domnule președinte, domnule consilier, mulțumim pentru această invitație. Am să fiu foarte pe scurt. Dacă să vă prezentați, să nu vă prezintă pe fiecare dintre dumneavoastră, să ne înțelegem cu toții. V-aș fac o precizare. Nu mai sunt așa întrerupere cum ați spus dumneavoastră, dar o să vă explic. Mă numesc Prescu Aurel, sunt directorul general adjunct al Companiei de Apă Raja Constanța. Am lângă mine pe doamna Anca Tofan, este directorul de proiect din cadrul aplicației pe care o facem cu fondurile europene la Onești, și domnul Costi Cănal, care este directorul coordonator la celor 8 centre zonale. Mi-am propus să fac o prezentare, dacă sunteți de acord, foarte repede o să trec în vedere, o să vin acolo. Să poate domnul primar? Am voce, sunt învățat. Doar vreau să trec în revistă ce am făcut și ce ne-am propus să facem. Și vă stăm la dispoziție cu toate întrebările. Împărțim în două. Prima dată vreau să vorbesc despre investițiile făcute cu bani de la Raja Constanța. Foarte pe scurt. Am să vă spun că s-au investit, uitați numai în zona aceasta de reabilitări de construcții, drumuri, imobile, lucrări de reabilitare de construcții, instalații, 2,2 milioane de lei. Am început prima dată cu contorizarea, pentru că am constatat că toate aparatele de măsură care erau în sistem erau cu probleme. Și unitatea de măsură cea mai bună pentru a face un serviciu de calitate este să măsori apa cum trebuie, să nu-i dai clientului altceva decât poți să-i dai. Cu contoarele acestea vechi puteam să dăm, aveam foarte multe erori. Am înlocuit de totalitate contoarele, deci toate contoarele, 1,6 milioane de lei. Rețeaua de apă și canalizare. Am găsit foarte multe probleme și mai sunt foarte multe probleme în rețeaua dumneavoastră, pentru că, așa cum ați văzut în material, poate ați văzut, aveți conducte de 90 de ani vechi. Reiese din materialele pe care le-ați dat dumneavoastră. Vă dați seama că într-un sistem 90 de ani și unde sunt presiuni de peste 8 atmosfere, este dezastru. Am dotat laboratoarele, am dotat tot ce înseamnă reparație și întreținere, pentru că am adus vome, vidange, tot ce trebuia. Am făcut cu dumneavoastră, cu DPP-ul, am făcut lucrări de reabilitare tramă stradală, de 700 de 9.000 de lei. Am început proiectul în cadrul POIM-ului cu bani de la noi. Deci am angajat o consultanță, am făcut o licitație așa cum spune legea și am angajat compania Fidner care se va ocupa de implementarea proiectului european la dumneavoastră la Onești. Un proiect foarte mare. Valoarea totală, ca să trec mai repede, uitați, deci am reușit să investim la dumneavoastră de luna 6-a 2017 până în acest moment,
24.381.000 de lei, adică 5,4 milioane. Am trecut mai repede, dar vreau totuși să vă spun că există un proiect extrem, extrem de important pe care vreau să-l dezvolt în câteva cuvinte. Vorbim de optimizarea funcționării sistemului de alimentare cu apă din localitatea dumneavoastră, pentru că aveam zone unde se noaptea ajungeam la 10 atmosfere. Este imposibil să lucrez într-un sistem. Și atunci a trebuit să facem acest proiect în regim de urgență. Dacă așteptăm banii europeni, vă dați seama că nu luat foarte mult timp. Câteva imagini, să vedeți cum a fost, ce este. Probabil că ați și văzut, mulți dintre dumneavoastră ați fost la lucrările pe care noi le-am executat. Sunt convins că toată lumea știe de efortul pe care l-am făcut noi. Aici voiam să ajung. Ia uitați ce țări aveați în pământ. Și încă mai sunt. Nu știu dacă de aceea și... Uitați. Deci aveți un sistem putre. Deci fără niște investiții. Fără niște lucrări masive de reabilitare. Nu se poate pune sistemul la punctă. Până mai devreme la colegii mei, ne controlează sistemul pământ. Deci trebuie să facem aceste lucrări obligatorii. Am avut foarte multe întrerupere, recunoaștem. În momentul în care am implementat acest proiect de optimizare, a trebuit să facem acele porniri și opriri, pentru că nu puteai să faci aceste lucrări. Sistemul este foarte complex. O să vă spun mai pe larg pe o imagine pe care am pus-o aici. Ia uitați ce am găsit pe aici. Toate contoarele le-am demontat și le-am predat primăriei. Aici vă spun. Deci dumneavoastră, în oraș, sunteți alimentați prin patru conducte care intră prin această zonă. Aici sunt niște cămine unde am montat niște sisteme de reducere a presiunii pe toate conductele. Era de 600, de 400, de 300, de 250. Presiunea în această zonă, 7-8 atmosfere. Când veneam și mai jos, în partea mai de jos a orașului, presiunea ajungea noaptea la 10 atmosfere. Cum să reziste un sistem construit în 1960 sau 1955? Este imposibil. Vreau să vă spun că noi ne-am asumat când am venit aici la dumneavoastră, știam ce ne așteaptă, pentru că am luat informații, știți foarte bine că au fost mai mulți ofertanți, a fost și cel de la Iași și Crabu a refuzat din, după câte am înțeles din prima, știam că se întâmplă treaba asta și am luat-o ca pe o provocare. Și vreau să vă spun că știm ce avem de făcut și sunt convins că vom realiza 100% tot ce ne-am propus. Pentru că nu e normal în aceste zone să dai apă la cetățeni cu presiuni de 10 atmosferi. Nu există nicăieri în România treaba asta. Și atunci, am făcut un sistem de reducerea presiunii în aceste cămine pe care le-am pus în zona aceasta, la intrare în oraș, și avem 12 SH-uri. O să mai trebuiască să mai facem încă unul aici la Slobozia, în cartierul Slobozia, SH-13. Deci, apa se este redusă la intrare, ajunge în zona unde sunt aceste blocuri mai mult de 4 nivele, pentru că acolo era problema cea mai mare, și prin aceste sisteme de ridicare a presiunii ducem apa la cât trebuie. Deci dacă trebuie la 10 nivele, la 10 nivele. Dacă trebuie la 7 nivele, la 7 nivele. Vreau să vă spun că am făcut prima etapă, că nu poți să te duci și într-un sistem să treci de la 10 atmosfere la 3 atmosfere. Pentru că apară, sistemul lucrează și se apără, ca să spun așa. Și trebuie să faci o chestie foarte bine calculată. Și în prima etapă pe care noi deja am parcurs-o, am reușit să reducem sistemul de presiune la 4 atmosfere, 4,5 maxim. Vreau să vă spun care sunt rezultatele și dați voi să aud cifrele de aici, ca să nu greșesc. Era de așteptat să apară aceste avarii și întreruperi de apă, dar vreau să vă spun că de vinerea trecută am mai avut doar 2 avarii. În cartierul Buhoci, satul Catolic, erau 2 avarii pe săptămână. Din momentul în care am reușit să reducem presiunea, nicio avarie n-am mai avut. În cartierul, zona, oraș, erau 5,5 avarii pe săptămână, mai avem maxim 2 pe săptămână. Dar știm ce avem de făcut și cu siguranță o să scăpăm de treaba asta. În zona de jos a orașului, unde este cea mai mare problemă, deci asta este cea mare problemă noastră, erau 8 avarii pe săptămână. Acum am ajuns la 4 avarii pe săptămână. Într-un timp foarte scurt o să ajungem la etapa a doua, să mergem în sistem cu maxim 3 atmosfere, cum este normal. Și eu sunt convins că vom reduce încă la jumătate acestei avarii. De când lucrăm noi aici la dumneavoastră, din iunie 2017 până în 27.11.2018, am avut 1113 avarii. Vă dați seama în ce ritm mergeam dacă nu l-am măsurat.
ăsta a fost cel mai important proiect pentru noi. Ne-am propus și vă rog frumos să ne înțelegeți și să vedeți că situația este încă critică a dumneavoastră. Să înlocuim și să reabilităm prin programele europene 29 de kilometri. Altfel nu se poate. Ați văzut ce țigă aveți aici la dumneavoastră. Și am făcut acele rețele, le-am înlocuit după niște informații foarte clare care le-am pus la dispoziția consultantului. Vă dau un exemplu. Strada Republicii, 42 de avarii. Mărășești, 40 de avarii. Mărcuz, 37. Deci pe aceste străzi, în total 29 de străzi, o să intervenim și să schimbăm aproximativ 35% din rețeaua de apă. Nu facem treaba asta, nu reușim să rezolvăm problema dumneavoastră. O să apară acest disconfort. Ne pare rău să scute, dar nu putem să schimbăm țevile fără să oprim apa și să facem aceste lucruri care le-am făcut acum la sistemul acesta de optimizare. Este extrem de important să ne înțelegeți și vă rog frumos, eu am și explicat la domnul primar odată, sunt foarte multe autorități locale care s-au implicat efectiv în implementarea acestor proiecte. Nu se poate fără ajutorul dumneavoastră. Dacă e normal, venim și explicăm, de aia suntem aici. Dar știm ce avem de făcut. Deci nu o să putem niciodată să remediem, să reabilităm conductele dacă nu oprim apa. Și o să creăm un disconfort. Dar odată făcută treaba, să știți că lucrurile se așează. Deci este un proiect care v-am spus că 90% este finalizat, după ce ne pus la dispoziție domnul primar acest teren pentru SH13, probabil că în ianuarie o să ajungem la momentul în care în oraș, pe conductele care transportă apa către locuri, să nu fie mai mult de 3 ani. Dar nu o să se plângă nimeni că nu are apă la etajul 10. Colegii mei nu sunt aici, dar au măsurat la etajul 10, acolo unde am făcut aceste sisteme de măsură și de ridicare a presiunii prin aceste SH-uri, avem exact ce trebuie. Înainte vreau să vă spun că erau 3 atmosfere la etajul 10. Nu se poate răceva. Deci asta a fost cel mai important proiect și avem niște indicatori aici, ați văzut. Valoarea proiectului este 1,5 milioane de lei. Am creat acest disconfort între blocuri, uitați, aproape 2 km, a trebuit să săpăm. Nu mai spun ce probleme am avut aici, pentru că unde săpăm sunt cabluri, de la gaze, de la energie, sunt o mulțime de probleme, dar le-am scos la cap. Vreau să vorbesc foarte puțin despre programul acesta pe care trebuie să-l implementăm la dumneavoastră și trebuie să ne ajutați, pentru că este extrem de important. Ne-am propus să-l facem cât se poate de repede, pentru că suntem noi cei care suferim, operatorul. Pentru că luăm apa de la CRAB, știți că o plătim acolo, apa lor nu o facem noi deocamdată, și o învârtim prin oraș și o pierdem prin oraș. Nu-i normal. Chiar nu-i normal, pentru că pierderile când am luat noi erau aproximativ 80%. Deci 80% din apa care pleca de la CRAB se ducea pe apă sâmbete și 20% ajungea la cetățeanul, dar cu ce riscuri? Acum am ajuns undeva la 60-57%, după ce facem etapa a doua, sunt convins că o să fim sub 50%. Iar după ce înlocuim rețelele acestea de care vă spuneam prin proiectele europene, intrăm în normalitate, 20-25%. Dar trebuie să facem acest efort. Ce facem noi cu acești bani? Uitați, sunt 265.000 de milioane de lei. Raja vine cu cofinanțarea de 7,1 milioane de euro. Și dumneavoastră, ca autoritate, o să trebuiască să puneți, cred că, 1 sau 1,5. Nu știu exact cât o să fie, asta e partea dumneavoastră de cofinanțare. Restul sunt de la Uniunea Europeană. Trebuie să facem această sursă nouă de apă. Altfel pățim ca la Bacău. O să rămâneți, dacă avem o avarie pe conductă care are probleme, o să stăm 2 săptămâni fără apă. Nu se poate. Deci noi nu avem niciun oraș în zona noastră de operare care să aibă o singură sursă de alimentare. Nu se poate așa ceva. Avem niște probleme, dar ne vom, cu ajutorul dumneavoastră, domnul primar, trebuie să vă implicați în treaba asta, trebuie să ne lasă să facem această sursă, pentru că cei de la Bacău spun că dacă ne arbitrez conducta asta pe care o avem acum, nu mai aveți nevoie de altă sursă. Nu e bine. Pe noi ne interesează să ne aducem sursă dublă și trebuie să ne ajutați în zona asta. Toate rezervoarele trebuie să le abilitate. Vom continua cu sectorizarea rețelei, pentru că nu vreau să oprim apa la jumătate de oraș ca să schimb o vală sau să pun un colier. Nu e normal. Chiar nu e normal. Noi avem un proiect la Constanța de 10 milioane de euro pentru orașul Constanța, nu mai avem sectorizare. Deci trebuie să facem acest lucru la dumneavoastră. Uitați câți kilometri de rețea de apă trebuie să reabilităm din zona de distribuție. 22 de kilometri. Avem și resistind rețea de distribuție 4,3 km, deci o să fie în total vreo 26 de km. Bineînțeles că facem după un program pe care îl punem la dispoziție. Nu o să răspălim tot orașul, nu se face peste noapte. Dar o să facem numai și numai cu aprobarea dumneavoastră după un program foarte bine stabilit. Și
Și dacă mai este cazul, să facem și aceste sisteme locale de ridicare a presiunii, pentru că noi n-am avut un cadastru la dumneavoastră să știm exact cum stăm cu amplasarea acestor hidrofoare. Chiar n-am avut și de aceea apăruse H13 și mai sunt câteva case în anumite zone unde trebuia să punem alte sisteme, pentru că trebuie să facem cel mult 2,5-3 atmosfere în sistemul dumneavoastră. Pe partea de canalizare. Stați destul de rău la această, în această zonă. Uitați, trebuie să extindem rețeaua de canalizare cu 30 de kilometri, 30 de kilometri, facem o reabilitare pe 3 kilometri și o stație de curățare care devine prioritate zero. Am ieșit cu domnul primar și pentru noi este foarte important să facem această stație, pentru că lună de lună plătim niște amenzi foarte mari la Apele Române, la dumneavoastră în zonă. Nu este normal. Nu e normal. Și vreau să vă spun că sunt niște poluatori la dumneavoastră aici și o să trecem la procedurile pe care noi le folosim, cel care poluează mai mult decât îi permite legea trebuie să plătească. Și o să apară niște penalități. Pentru că acum plătim câte 10.000 de lei pe lună plătim la apel. Nu e normal, chiar nu e normal. Pentru că sunt niște poluatori care nu respectă legea. Și o să luăm după acei oameni și o să încercăm să rezolvăm problema. Uitați câte străzi sunt pentru cei 26 de kilometri. 24 pentru reabilitări și pentru extindere pe 5. Sunt 29 de străzi. Pentru canalizare. 9 străzi. Aici sunt lungime, sunt toate datele. Detalii, câți metri. Deci toate lucrurile acestea au fost făcute de către noi împreună cu consultantul. S-a mers stradă pe stradă, s-a analizat, s-au luat toate datele și au fost de la până la câteva metri trebuie să înlocuiți. Deci nu se poate altfel. Eu sunt convins că nu-i de ajuns. Dar, din păcate, nu puteam să depășim bugetul acesta de 40 ceva de milioane de euro. Pentru că am mers la maxim. Deci am reușit să facem o aplicație de aproape 49 de milioane de euro, pentru că nu ne mai dau alți bani. Am reușit noi, Raja Constanța, în poimul nostru care îl implementăm și suntem în plină implementare acum, 600 de milioane de euro. Ne-am mai dus și am mai cerut 50 de milioane de euro. De fapt, am cerut 70 de milioane. Ne-au dat afară, vă dați seama, că s-au stăturat de noi. Dar nu se poate decât prin investiții. Eu sunt convins că după ce facem aceste reabilitări, lucrurile intră normal în noastră. Sunt proiecte pe fidul roșu. Vedeți dumneavoastră, aceste proiecte pe fidul roșu înseamnă că proiectele sunt făcute, vine antreprenorul și reabilitează toate aceste rețele. Valoarea proiectelor 77,4 milioane de euro. Cele pe fidul galben sunt acele proiecte unde se face proiectarea de către antreprenor. Avem aici tratarea apei, pentru că trebuie să facem gospodărea de apă. Suntem obligați să o facem dacă vrem să avem confort și calitate în serviciul pe care noi îl facem la dumneavoastră. 83 de milioane de lei. Am găsit soluția, am găsit sursa, avem debit, trebuie să trecem la treabă. Stația de epurare, v-am spus, este o prioritate zero, pentru că cred că sunteți singurul oraș din România cu mai mult de 10.000 de locuitori care nu are stații de epurare conform. Suntem obligați să facem această stație de proare după toate regulile care ne impune Uniunea Europeană. Și o să trecem de urgență. Și mai sunt și trei contracte de lucrări, pentru că nu se poate fără inginer și asistență. Vă stau la dispoziție cu orice întrebare. Vreau să vă spun că știm ce avem de făcut. Nu sunteți primul oraș unde am mers și am investit, că lumea se întreabă de ce vă duceți voi la Onești să investiți atâția bani. Se întreabă și pe îndreptate ceilalți colegi de-ai noștri. Dar am făcut niște calcule foarte corecte, am venit, investim, punem sistemul la punct și banii aceștia într-un anumit timp se vor întoarce înapoi. Și dacă se întorc banii la dumneavoastră aici, vă asigur că toți banii aceștia rămân în zonă și încercăm să dezvoltăm operatorul de aici la dumneavoastră. Poate mai sunt și alte localități care vor să vină la noi, în zona de operare. Asta e mesajul pe care vreau să-l trimiteți și vreau să știți că acest lucru îl vom face. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru că se fac multe decizii politice în zona asta. Și sunt proiecte foarte mari. Și trebuie să ne ajutați. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă spuneți. Am eu două întrebări, domnule. Cam când considerați că vom intra normal, adică nu vom mai avea avarii, începând cu ce an, și dacă modificările aduse prin legea 215/2018, la legea 241/2006, vor duce la o creștere a prețului. Deci ați văzut că am împărțit treaba în două. Prima dată, pentru că era dezastru aici la dumneavoastră, trebuie să recunosc că era situația foarte complicată, foarte critică, am făcut acest sistem de optimizare cu banii companiei Apa Raja Constanța, pentru că nu se putea altfel. V-am zis, în etapa întâi am reușit să ajungem în jur de 4 atmosfere și
semnele sunt foarte bune, deci a scăzut numărul de avarii sub jumătate. Când trecem la etapa a doua, care de fapt este scopul proiectului, și anume 2,5 atmosfere, 3 atmosfere, eu sunt convins că se vor înjumătăți cele care au mai rămas și vom duce undeva pierderile sub 50-40%, bănuiesc eu. Lucrul acesta se va întâmpla în ianuarie, cel târziu, februarie. O să vedeți că nu o să mai avem aceste avarii, dar vreau să vă spun un lucru. Noi nu o să stăm să iasă apa la suprafață, pentru că dacă într-un sistem există presiune mare, iese singura apa la suprafață. Și o vezi, noi o să umblăm noaptea după apa care intră în subsol, mai ales că, după câte am înțeles eu, la orice săpătură care a făcut-o noi prin intervenția noastră, există un pat de pietriș aici, probabil că a fost o albie de lucru în zona asta. Și se duce apa și nu vede nimeni. Deci o să umblăm după această apă, pentru că avem un sistem de control al pierderilor de apă, se cheamă sistemul activ al pierderilor de apă, pe care noi îl vom pune în aplicare din ianuarie. Și probabil că o să scăpăm de, în totalitate, nu o să scape nimeni. V-am zis că aveți 82 de kilometri de rețea, dintre care cea mai, să zic așa, tânără rețea e 30 de ani, ca vechime, restul este 50, 60, 90. Ca să faci un sistem fără pierderi, în primul rând, nici nu există în lumea asta așa ceva, dar noi sperăm să ducem undeva la 25-30% după ce facem investițiile europene. Iar investițiile europene, dacă le începem în 2019, cred eu că în 2020 suntem gata. Dar poate să vă spună mai multe lucruri de perioada asta, doamnă. Dar vreau să răspund la a doua întrebare. Ați văzut că s-a modificat 241. Vrem, nu vrem, trebuie să respectăm legea. Știți foarte bine că trebuie să facturăm apa de ploaie, apa meteo. Există o lege foarte clară, există o formulă foarte clară care trebuie aplicată. Nu se pune problema să nu o aplicăm. Vine curtea de conturi și ne cere toți banii. Și începând cu 1 ianuarie, toți cetățenii din orașe sau localități, unde există canalizare, nu contează că e pluvială sau menajeră. Legea nu spune. Unde există canalizare, vor trebui să plătească și apa meteo. Nu trebuie să vă sperească, nu cred că mai mult de 2-3% din factură, bănuiesc eu. Dar o să facem niște calcule, o să informăm autoritatea locală prin domnul primar și o să vă spunem care sunt lucrurile astea, sunt în desfășoare și probabil săptămâna viitoare sau cel târziu până în 20 decembrie, domnul primar, veți fi informat ce înseamnă apa meteo în orașul dumneavoastră. Sunt multe primării unde s-au dat hotărâri de consiliu local și aceste costuri au fost plătite de primării. Se poate, prevede și legea, da. Dar legea vorbește de apa pluvială, costurile cu apa pluvială. Da, de apa pluvială vorbesc. Numai de apă pluvială. Doar aia cu meteorice, să se înțeleg. Meteo, da. Da, mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Doamna Consiliu Bădic. Eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației domnului primar. Sigur, era mai bine dacă veneați și dacă vă invitați dumneavoastră, așa cum v-ați estimat că la un an de zile să faceți o informare asupra situației. Ceea ce n-am înțeles eu, sau, nu știu, poate n-ați fost foarte exact, în ce stadiu se află acest proiect, proiect de dezvoltare? S-a depus o cerere de finanțare, s-a obținut finanțarea, înțeleg, și suntem în stadiu care? Pentru că 2020 nu este foarte departe, vorbiți de un proiect de anvergură, e vorba de un an de zile, practic un an și un pic la dispoziție, trebuie să făcute și niște raportări. Și, așa cum spuneam, 2020 este aproape pe mine. Există timpul de implementare? Suntem în finanțare sau încă vorbiți despre stadiul exact al proiectului? N-am vrut să vorbesc despre termene, pentru că am adus doamna Anca, director de proiect, doamna Anca Tofan, și o să vă explic ea toate termenele, dar vreau să vă spun că în 2021 vor fi, dacă nu apar probleme, contestații. Știți ce înseamnă licitație? Că 90% din licitații sunt contestate. Dar o las pe doamna Tofan să vă explice în ce stadiu suntem și când intrăm efectiv să lucrăm. Bună ziua! Suntem într-un stadiu avansat în pregătirea acestui proiect. Contractul de asistență tehnică a fost semnat în luna martie a acestui an. Deja suntem la faza la care toate studiile de teren au fost finalizate, s-au obținut avize, acorduri, autorizații de construire pe unul dintre ele, s-au identificat soluțiile. Nu a fost tocmai un lucru simplu pe partea de surse de apă. Au fost investigate toate alternativele pentru că am vrut să găsim și soluția cea mai fezabilă și tehnic și economic pentru ceea ce va însemna sursa alternativă de apă a Oneștiului.
S-au făcut investigații și de apă subterană și de apă de suprafață. Avem în momentul de față studii hidrologice vizate de INHG în care ne-au spus, ne-au confirmat debitul necesar. Debitul necesar nu este unul tocmai mic. Este nevoie de 140 de litri pe secundă. S-au analizat alternativele și pe Tazgău și pe Trotuș. S-au identificat împreună cu, cu primăria, cu sprijinul acordat de domnul primar, terenurile necesare pentru aceste investiții, care trebuie și pentru stația de tratare, dar și pentru priza de captare și toate traseele. Și știți că pentru finanțări tot trebuie să fie în domeniul public. Da? Nu este, n-a fost simplu. S-au obținut avize, s-au demarat toate procedurile, inclusiv procedura de mediu. Avem parte din documentațiile de atribuire deja pregătite. În prima fază, cea pentru stația de epurare, care va fi și prima care va fi lansată. Noi anticipăm că în primăvara anului viitor și contractul de finanțare va fi semnat. Au fost întâlniri cu Ministerul Fondurilor Europene, participă activ atât organismul intermediar de la Bacău, cât chiar și reprezentanții de la București la întâlnirile de progres lunare și toate problemele care le-am întâmpinat, le-am discutat cu dânsii. Deci, termenul prognozat de domnul director este un termen realist, aș spune, dar foarte ambițios. Deci să înțelegem că suntem în etapa studiului cererii de finanțare, asistență tehnică în această etapă? Nu, asistența tehnică suntem noi, deci scrierea acestei... Nu este finanțare, nu, ca să fim concreți. În momentul de față nu este finanțare pe acest proiect. Doamnă, vă răspund eu. Doamnă, nu se face peste noapte aplicația. Nu se aprobă așa cum vrea fiecare, pentru că sunt niște proceduri foarte stricte. Vă spun asta din experiență, pentru că suntem la al cincilea proiect. Până acum, la Raja Constanța, am implementat 1 miliard de euro. Nu vă închipuiți că venim aici să vă păcălim sau să spunem prostii. Trebuie să vă spunem realitatea. Aplicația, v-a spus doamna, se depune pentru finanțare în martie, în 2019. Nu durează mai mult de o lună, la experiența pe care o avem noi. Sperăm să nu apară alte probleme. Noi vrem și suntem obligați să implementăm cât mai repede proiectul, pentru că nu putem să subvenționăm la nesfârșit apa aici la dumneavoastră. Nu se poate. Ați văzut ce dezastru este și trebuie să înlocuim acele rețele. Dacă noi nu suntem interesați, noi suntem cei mai interesați, vă spun mai mult decât dumneavoastră, care vă deranjați că facem disconfort, că facem săpături pe nu știu unde. Nu se poate, doamnă, altfel. Dar eu văd problema din punct de vedere al profesionistului, nu mă uit altfel. Că dacă o lălă e așa, știți ce se întâmplă? Pierd bani aici, noi punem bani, nu putem să punem bani așa la nesfârșit. Deci mai mult decât dumneavoastră ne dorim noi să știți treaba asta. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Vă asigur că suntem de aceeași parte a baricadei și ne dorim același lucru. Ideea este că noi am primit informare despre lansarea acestei cereri de finanțare vara anului trecut. A trecut un an și un pic și suntem în aceeași etapă. De asta sunt un pic îngrijorată, pentru că termenul nu este foarte generos. Dacă mai sunt întrebări, nu, primar? Nu, eu întrebări nu am. Pentru că din relația pe care o am cu Raja, îmi clarific problemele, dar nici nu pot să contest sau să pun la îndoială anumite nedumeriri sau întrebări pe care le au colegii mei. Eu nu am dorit să dau explicații, să nu mă transform în avocatul Raja la Onești, să le dau explicații tehnice sau legate de investiții dumnealor, pentru că nu este normal și de aceea v-am invitat. Lucrurile din punctul meu de vedere sunt destul de clare. Mai nu ar fi fost la fel de clare dacă nu s-ar fi parcurs acest transfer către Raja. Nu știu ce s-ar fi întâmplat referitor la toată această aplicație, pentru că nu știu dacă vreun coleg știe sau își mai aduce aminte faptul că Oneștiul nu se afla, atenție, în master planul pe apa județului Bacău. Și nu pupam nici planul, nici peste 2 ani, nici peste 7 ani, nici un metru pătrat de sau un metru linear de țeavă, nici o stație. Și după cum am pierdut 30 de miliarde în 6 luni de zile, eu vă dau scris și am proporția cuvintelor și măsura lor în aceeași măsură, vă spun că la Raja la Onești, în momentul de față, pierde bani. Și pierde de când a preluat, nu mai pierde la atât de mult bani. Cu siguranță pierdeau 5-6 miliarde de lei pe lună. Cred că s-au redus sumele, nici n-am intrat în astfel de discuții cu domniile lor. Dar am sentimentul și credința că dumnealor, dacă nu la fel de mult ca noi, sau mai mult decât noi, își doresc rezolvarea acestei probleme. Bineînțeles, a spus domnul director că
aceste, să zic, funcționalitatea acestui sistem nu poate fi dusă la performanță decât printr-un anumit disconfort creat, izolat pe anumite zone și anumite intervale orare. Dar înțeleg pe de o parte și oneștenii, pentru că s-au săturat să nu aibă apă, dar să-și aduc aminte de acum 2 ani, acum 3 ani, când aveam de 3 ore dimineața, 3 ore seara, sau să se uite și la vecini, cu părere de rău, trebuie să o spun, la Bacău, este colegul meu și zic și prietenul meu, domnul Nicula, acolo, dar din păcate, fără voia dânsului, cam o dată la nu știu cât timp de zile, stau câte 2-3 săptămâni fără apă. Din păcate, spun, și nu doresc niciunui primar de oriunde din țară sau din alte locuri să-i se întâmple asta comunității pe care o păstorești. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru prezență, ca să răspuns invitației. Dacă nu mai sunt întrebări, mai sunt întrebări. Aș vrea să mai spun ceva, nu. Este adevărat ceea ce a spus și noi nu contestăm că s-a făcut și mai ales dorința celui care are afacerea să o facă cât mai, să fie cât mai performantă. Numai că noi nu putem să ne supărăm pe întrebările pe care ne le pun cetățenii municipiului Onești. Și nici dumneavoastră nu trebuie să vă supărați sau să vă enervați că noi vă punem astfel de întrebări ca luni răspunsul dumneavoastră să mergem la cetățenii pe care îi reprezentăm. Și acum fac o paranteză. Suntem totuși într-o relație. Fac o paranteză din sprijinul a ceea ce spune și domnul consilier Enec, un om pe care îl respect foarte mult și Raja nu trebuie să uite un lucru, totuși. Municipiul Onești, toți consilierii din municipiul Onești au votat transferul și n-au votat punându-le cineva sula în coarte, ci din bună credință pentru a rezolva o problemă. Raja a rezolvat-o la Onești și cu toții credem că o vor duce cu bine la sfârșit, împreună o vor duce cu bine. Vreau să știți că și consilierii locali, eu zic că sunt de bună credință toți, fără excepție, dar îngrijorarea este, tocmai v-am spus pe ce fond. Pe de o parte și primăria municipiului Onești va rămâne același partener în acest proiect și anume, știți că am pus umărul în a găsi soluții favorabile, să zic, proiectului, nu altcumva. Vă mulțumesc, domnule, ne mulțumim domnilor de la Raja. Au făcut un efort acolo, zăpadă mare să vină până aici, eu cred că s-a meritat. Adică oneștenii merită astfel de explicații. Mulțumim, domnule primar, să știți că nu m-am supărat. Plus că nu ne-am văzut de mult, da, cu centenarul. Rezultatul contează. Mai socializăm, da. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, domnii se retrag și vă mulțumim încă o dată. Așteptăm. Din aceste discuții constructive se naște lucrurile, se nasc lucrurile pozitive. Drum bun către casă. Mulțumim, mulțumim. Salutări. Încă ne-ați înțeles și ne-ați rugat pe ordinea de zi la început aici. Vă salut, cum este? Dacă mi-a dat ziua la revedere de secundă. Ca să rămânem în același registru, nu la fel de, să zic, de pozitiv în concluzii, cred, dar trebuie găsit o soluție. La fel m-ați rugat să invit pe colegii de la Romprest și n-aș fi putut să o fac fără să invit și Adisul, pentru că între timp lucrurile s-au complicat, să nu zic, merg într-o direcție pe care nu și-o dorește nimeni, domnul secretar. În sensul în care vreau eu să vă fac o scurtă radiografie, după care o să rog pe colegii de la ADIS și colegii de la Rompre să continue discuția. V-am anunțat, înainte de ședințele AGA-ADIS, calitatea pe care m-ați împuternicit să o am acolo, și anume membru Consiliul Director. De mai bine de un an jumătate, ADIS-ul este notificat de către Romprest pentru achitarea unor debite care reies la fiecare OAT în poartă din anumite cauze, să spun așa. Eu vreau să vă prezint numai problema municipiului Onești și aș ruga ca după ce încheiem această discuție cu ADIS și cu Romprest, domnul director economic să se retragă la o discuție împreună cu doamna Irina Angel și să fiți înlocuiți în cadrul ședinței de Consiliu Local, substituiți de azi doi colegi, pentru a încerca să rezolvăm problema, și anume. Există tendința să spună unii colegi de la ADIS că poate eu, Gănatiuc Nicolae sau colegi de mei, nu vrem să achităm o datorie către ADIS și implicit către Romprest. Lucrurile stau în felul următor. Conform
estimărilor sau caietului de sarcini sau caietului care a stat la baza atribuirii acestui, acestui serviciu public, delegarea lui de la UAT Onești către Rompres prin ADIS, s-a, încă de la începuturi, s-a evaluat sau nu știu, s-a preconizat, ar fi undeva 36.000 de beneficiari ai serviciului de salubritate. O perioadă de timp după ce a intrat în funcțiune acest serviciu la Onești, s-a plătit la un număr de 36.000 de locuitori. Dar în realitate plăteau 26, 27, 28.000, chiar și 29.000 în funcție de diverse, să spun, situații. Ba că unii aveau bani, ba că s-au declarat o parte, ba că ulterior au mai plecat alții din țară. După ce am preluat mandatul de primar în 2016, am avut șansa și norocul, cu ghilimele de rigoare, să vină un control al Curții de Conturi, care a spus în felul următor: domnul, stimați colegi, la ce număr de populație plătiți? Păi, la 36.000, felicitări. Cât s-au declarat în municipiul Onești? Se declarase, nu știu, vreo 26.000, 25.000. Haideți, eforturi susținute, să-i chemăm să se declare cetățenii. Dar am și eu vecini și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți, vecini care stau 3 în casă sau 4 se declară 2, agenții economici care n-au încheiat contract cu Romprestul și duc la pubele de, care au destinate asociațiilor de proprietari și așa mai departe. Și în consecință de cauză, Curtea de Conturi la acel moment a spus stop, nu mai plătiți decât la numărul celor declarați. Ceea ce am și făcut din momentul acela. Ulterior am contestat, atenție, Primăria Municipiului Ionești a contestat, să zic, acest raport al Curții de Conturi. Încă nu s-a soluționat speța. Dar am, din acel moment am început să achităm și să declarăm persoanele care le-am avut noi în baza de date ca fiind beneficiari. Asta s-a întâmplat. Reiese o diferență dintre cei declarați și care plătesc. Nu plătesc nici toți la timp, în fine, o altă, nu intru în detalii. Este o diferență între cei care s-au declarat și cei care au fost estimați. Ba la 29.000, ba la 36.000. Cu atât mai mult, Curtea de Conturi în același raport spune: domnule, îndreptați-vă împotriva ADIS, Romprest, să recuperați banii care i-ați dat în plus, de la 36.000 de locuitori, la cât sunteți. Ăsta este raportul, avem. O să-l punem la dispoziție și colegilor de la ADIS și Romprest, să vedeți situația în care suntem. Noi, dacă avem o datorie, vrem să o achităm, dar trebuie să avem și cum, ca să nu avem probleme cu legea. Despre asta e vorba. Adică nu e vorba că cineva nu vrea. Și haideți să vedem dacă se poate și cum, da, și cum. Pentru că raportul Curții de Conturi, v-am spus, a fost contestat, dar nu e închis. Asta e problema și situația în care se află municipiul Onești astăzi. Am spus-o așa, numai din perspectiva municipiului Onești, dar problema n-ar fi gravă fiind doar situația de la Onești. Ar duce-o și ADIS-ul, ar duce-o și Romprestul pe picioare, am găsit noi o soluție într-un final. Problema e mult mai gravă. Și vă spun asta din calitatea pe care o am acolo în Consiliul Director. Am asistat, sau am participat, nu asistat, deci chiar am participat la toate discuțiile importante pe acest subiect din ultimele luni, unde situația se dovedește a fi din ce în ce mai critică și se va bloca. Îmi asum ceea ce spun. Mi-aș dori să, ca municipiul Onești să nu fie parte din, să zic, din ceea ce poate conduce către un blocaj al sistemului, a serviciului de salubritate în județul Bacău. Eu m-aș opri aici, dacă ulterior sunt întrebări din partea colegilor referitoare la poziția Oneștiului în această problemă, vă stau la dispoziție. Aș dori, după ce colegii de la ADIS și Romprest vă expun și dâns și problema, nu din punctul lor de vedere, că eu am același punct de vedere, dar să zic cu date suplimentare, aș dori ca domnul Tăluceanu, doamna Irina, domnul secretar nu poate părăsi ședința, dar să vă retrageți într-un birou și să încercăm să găsim o soluție atât cât se poate. Sper să o deblocare totală din punctul nostru de vedere asupra problemei. Dacă nu, așteptați-vă la cei mai rău. Adică gunoi în municipiul Onești și în județul Bacău. Vă mulțumesc, vă rog, domnilor de la ADIS, nu știu cum v-ați făcut agenda, cine să vorbească, cine nu, dar aș dori să discutăm pe același subiect, dar la nivel județean, să nu particularizăm niște. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri.
Aș dori să încep... Nu v-am prezentat, haideți, mă scuzați. Dați-mi voie, nu-i problemă, mă prezint singur. Și dați-mi voie să vă spun că mă simt ca acasă când vin la dumneavoastră, nu ești. Nu e pentru prima dată când vin, mă uit în jur, am prieteni, am colegi, am oameni cu care am colaborat. În primul și în primul rând administrativ. Împreună am bifat un succes. Poate trece prea ușor observat. Am să fac un recurs la memorie. Dar înainte dați-mi voie să vă felicit pentru profesionalism. Vin de la o altă ședință de Consiliu Local din municipiul Bacău. Vestea bună e că municipiul Bacău a deblocat astăzi 2,2 milioane de lei pentru a contribui la deblocarea situației, datoriilor către operatori. Am admirat mai devreme discursul celelalte componente esențiale din viața oricărei comunități, compania de apă, consultantul. Ce să vă spun, eu încă tare efectiv. Eu aș vrea să încep ușor cu veștile bune. Pentru că știu că nimănui din sala asta nu îi place perspectiva unei crize a deșeurilor, a unei situații a datoriilor. Haideți să încep cu început. 32 de proiecte finanțate în România, unul în județul Bacău, 14 obligatorii de finalizat până pe 31 decembrie 2018. Altfel, se dau bani înapoi, nu doar de către aplicant Consiliul Județean, ci de către toate OAT-urile din județul respectiv. Județul Bacău se încadrează în cele doar 6 care au finalizat proiectul. Din perspectivă operațională, toate merg bine. Asta înseamnă contracte de delegare încheiate, operatori performanți, roți care se învârt, stații de compostare, sortare, transfer, depozit, funcționează. Ajungem, din păcate, la problema cea mai sensibilă, și anume a plății. Eu spun în felul următor. Adis Bacău și Consiliul Județean Bacău și-au îndeplinit datoria față de membri. În primul și în primul rând, am pus la dispoziția tuturor unităților administrative teritoriale din județ un sistem funcțional. Dacă ar fi să încerc o glumă, deși situația în mod real nu mi-ar permite-o, ar fi următoarea. N-am reușit să găsim operator care să presteze cu titlu gratuit. Dar nimeni n-a reușit să găsească așa ceva. Asociația, însemnând OAT-urile membre, 65 parte în contractul cu Romprestu, înregistrează astăzi, în raport cu operatorul de colectare și transport, o situație gravă, din punct de vedere al datoriilor. Ce înseamnă asta în cifre? 14 milioane de lei, la care se percep penalități de întârziere de aproximativ 1,5 milioane de lei și cheltuieli de executare silită de 200.000 de ron. Ce s-a întâmplat în urmă cu 3 săptămâni? Romprestu a început executarea silită împotriva asociației, a blocat conturile, aveam 3 conturi, unul de funcționare al asociației, unul destinat plăților restului și unul destinat plății Ecosud, operatorul depozitului. Toate 3 blocate, toate 3 golite. 750.000 de ron. 450.000 de ron, bani de funcționare, 300.000 de ron, bani de salubritate. Pasul 2. Toate OAT-urile din județul Bacău, parte sau nu în contractul cu Romprestu, terț poplit. Începând cu județul Bacău. Principiul simplu. Cine datorează către Adis, datorează pe cale de consecință și către Romprest. Județul Bacău datora către asociație 300.000 de ron cotizați. Plătiți către Romprest. În ultima perioadă, și aici trebuie să felicit contribuția Oneștului la susținerea unei cauze comune, la urma urmei, un număr de aproximativ 10 unități administrative teritoriale au achitat aproximativ 600.000 de ron. Astăzi, municipiul Bacău a deblocat, printr-o rectificare bugetară, 2,2 milioane de ron, urmând, sper eu ca până la finalul anului, să reușim să achităm toate datoriile.
atât către operatorul de colectare și transport, cât și către operatorul depozitului și a instalațiilor de deșeuri din județ. Diferența este următoarea. Cuantumul datoriilor către Rompesc, vi l-am precizat, iar acesta rezultă din facturile emise care reprezintă cantitatea de deșeuri efectiv colectată, cântărită, verificată. Ecosudu, operatorul instalațiilor de deșeuri, inclusiv a complexului de aici, din Mănești, stație de transfer, compostare și sortare de deșeuri, are de primit de la asociație, deservind toate cele 93 de unități administrativ-teritoriale din județ, 3,3 milioane de lei și solicită plata a minimum 2,3 milioane. Este dreptul legitim al operatorului de a fi plătit pentru munca prestată. Așa cum în momentul în care, nu știu, se contractează un constructor, se realizează o lucrare. Lucrarea respectivă este plătită. Când se deleagă un serviciu, se prestează, în cazul nostru, un serviciu de utilitate publică, care de asemenea trebuie plătit. Relația de plată este, să spunem, mediată prin cadrul asociației. Toate unitățile administrativ-teritoriale instituie taxă, o colectează, o virează către asociație, asociația plătește operatorii. La nivelul județului Bacău, avem o situație pe care vă las pe dumneavoastră să o analizați. Am reținut ceea ce a spus domnul primar și foarte corect, a punctat, pe diferențele legate de populație. În momentul în care s-a scris proiectul, în anul 2010, au fost luate în considerare cifrele oficiale existente la momentul respectiv. În momentul în care s-a început licitația, au fost luate în considerare cifrele oficiale existente la acel moment. Mai pe scurt, la recensământul populației și gospodăriilor realizat la nivel național în 2011, la final, în municipiul Onești, existau evidențiate 39.000 de persoane rezidente, adică efectiv acasă, dintr-un total de 52.000 de persoane cu domiciliu. Matematica e una singură, aproximativ 13.000 de persoane care fie sunt în străinătate, fie în alte localități. Sau omicida. Exact, sau. Însă, domnule consilier Rene, dacă ne uităm la ceea ce se primește exact pe același subiect, cifra persoanelor cu domiciliu, și subliniez cu domiciliu, care nu înseamnă că neapărat sunt prezente acasă, este cam la fel. Am tot spus, 52.000 de persoane. În documentația de licitație, recensământul realizat a fost ajustat de la 39 la 36.000 de persoane, logic. Dacă recensământul e 2011-2012 și licitația a început în 2013, evident, trebuia să luăm în calcul o cifră mai mică a populației, pentru că întreg județul Bacău, toată România, știm lucrul ăsta, avem spor negativ. Ce se întâmplă din momentul 2013 în momentul 2016? Când începe, efectiv, operarea de către Rompresc pe raza celor 65 de wateuri. Am solicitat tuturor unităților administrativ-teritoriale membre, implicit municipiului Onești, să ni se raporteze cifra persoanelor rezidente. Ceea ce am remarcat și eu, din raportul Curții de Conturi, a fost următorul lucru. În municipiul Onești, deși în urma ședinței și pe care nu am să uit și pentru care vă mulțumesc, dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, în 22 decembrie 2015 s-a instituit, respectându-se planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului SMIT, taxa de salubritate. În raportul Curții de Conturi scrie în felul următor. În ianuarie și februarie nu s-a încasat. În martie s-a încasat, dar la ce mod? Cine vine și se declară este impus la plată. Eu nu vreau să fac niciun fel de critică sau observație. Sunt primul om care afirmă public că nu cred că astăzi în municipiul Onești mai sunt 36.000 de persoane rezidente. Dar întrebarea firească
în cadrul asociației este extrem de simplă. Câți sunt? Iar dacă răspunsul este doar legat de cei care depun din proprie inițiativă declarații, dați-mi voie să vă spun că din punct de vedere administrativ și cu consecințe clare economice, ne trebuie un efort suplimentar. Am fost surprins de faptul că ceea ce am încercat să facem în sprijinul tuturor membrilor, în speță regulamentul de stabilire a numărului de utilizatori a serviciului de salubritate, nu a fost adoptat, deși marea majoritate a membrilor ADIS l-au adoptat. Venind în sprijinul membrilor noștri, am plecat de la o entitate fixă și anume imobilul, urmând să ajungem prin intermediul declarațiilor, a verificărilor în teren și încrucișate din surse existente, la realitatea numărului de utilizatori. Nu vreau să mă contrazic cu absolut nimeni dacă sunt 36 sau 26 de mii de utilizatori. Și să vă spun și de ce. Pentru că aceasta este doar o problemă internă a fiecărui membru al ADIS și al ADIS-ului per ansamblu. În relația cu operatorii, noi nu plătim per capita, plătim pe cantitate de gunoi. Iar la subiectul ăsta, vă spun un lucru. Cântarul e imbatabil. Și înregistrează foarte clar cantitatea de deșeuri. Eu pot să transpun cantitatea de deșeuri de pe raza unui UAT folosind indicatori legali statistici și în populație. Nu știu dacă v-ar ajuta un astfel de demers. Ce e cert e că în baza respectivului cântar, către Rompresc, ADIS, însemnând 65 de UAT-uri, datorează 14 milioane de lei, urmând ca penalitățile de întârziere să fie recuperate de la fiecare unitate administrativ-teritorială care a înregistrat întârzieri de plată, cheltuielile de executare silită de la toate, iar operatorul de instalații EcoSud, care astăzi este în situația ingrată de a nu fi plătit și a nu putea fi plătit. De ce? ADIS nu mai poate face niciun fel de plăți, UAT-urile membre ADIS, toate cele 93, au calitatea de terț poprit. Deși nu este un subiect sensibil, iar eu știu din experiență, când sunt invitat la o ședință de Consiliu Local, e clar o problemă. Să fie oare o problemă de funcționare a sistemului? Punctul meu de vedere tehnic e că nu. E o problemă practică, de plată. Și pe care o vom rezolva cu toții prin plată. Depinde acum dacă aceasta va fi rezultatul unei contribuții cotă parte în interiorul asociației sau va fi rezultatul procesului care a fost deja demarat de executare silită. Ce mi-e foarte clar e următorul lucru. Am avut, avem și vom avea nevoie de operatori. Atât pe segmentul de alimentare cu apă și canalizare, cât și pe segmentul de salubritate. La fel cum avem nevoie de constructori. La fel cum avem nevoie de multe alte lucruri. Cu impact în viața fiecăruia. Dar ca să menținem relația cu ei, e normal să îi și plătim. Eu spun în felul următor, că vom fi capabili împreună, așa cum am reușit să implementăm proiectul, să ținem în viață și contractele de delegare, lucru care se poate face doar prin plată, să le îmbunătățim în așa fel încât să ajungem la un echilibru suportabil. Am să ating cel mai sensibil subiect. Nu mi-este nici mie ușor, cum de altfel nu este niciunui implicat în segmentul administrativ, să discute despre creștere taxă. Eu nu mă feresc de subiectul acesta și vin cu următoarele argumente. Am calculat, împreună cu consultantul proiectului, în anul 2010, înainte de recensământ, taxa specială de salubritate pe cap de locuitor. Atunci, în județul Bacău, rezidenții eram 708.000 de locuitori. Astăzi, în 2018, Institutul Național de Statistic, care operează cu date oficiale, ne transmite faptul că suntem 590.000 de locuitori rezidenți.
Din partea unităților administrativ-teritoriale, toate membre ADIS, pe același subiect, răspunsul este 437.000 de utilizatori, persoane rezidente prezente acasă. Despre această diferență nu voi vrea să discut, dar e evident că o taxă calculată la 708.000 de locuitori nu poate susține un serviciu prestat și plătit doar de 437.000 de utilizatori în condițiile în care, și aici este elementul cel mai important, cantitatea totală de deșeuri nu reflectă doar 437.000 de utilizatori, ci dimpotrivă 730.000 de utilizatori. Este foarte simplu. Indicele de generare deșeuri statistic în mediul urban este de 0,66 kg pe zi utilizator. Asta înseamnă 20 de kg pe lună. Mai avem o problemă pe care nu mă feresc să o abordez frontal. Și anume relația existentă între utilizatorii non-casnici ai serviciului de salubritate și compania Romprest. Logica în care cetățenii plăteau taxă, iar agenții economici și instituțiile publice încheiau contracte cu Rompresto, era una extrem de simplă. Niciunii să nu plătească pentru ceilalți. Însă, în realitate, deși Planul Național de Gestionare a Deșeurilor ne evidențiază foarte clar faptul că 25% din cantitatea totală de deșeuri de pe raza oricărui UAT aparține agenților economici și instituțiilor publice, în ciuda eforturilor administrației publice locale, dar mai ales al Romprestului de a încheia contracte cu respectivii utilizatori, în practică avem, după 3 ani de contract, doar 5% din cantitatea totală de deșeuri ca fiind și aparținând generată de agenții economici. O astfel de situație poate fi rezolvată foarte simplu. Pentru că degeaba sunt contracte încheiate dacă în baza contractelor cantitatea de deșeuri efectiv predate este zero. Subiectul acesta poate fi încheiat foarte simplu de la 1 ianuarie 2019. Taxă de salubritate pe salariat pentru fiecare instituție publică și agent economic, dacă există cazul, anumite instituții publice, prin hotărâre de Consiliul Local, pot fi scutite. Însă, pentru cele scutite, se plătește de la bugetul unității administrativ teritoriale. Ce să vă spun? Nu sunt vești neapărat bune azi, dar împreună, toți cei 93 de membri ADIS, dacă vor reacționa la fel de repede cum a făcut-o municipiul Bacău, împreună, solidar așa cum s-au asociat în momentul în care au depus proiectul de care aveau nevoie, și segmentul acesta va putea fi rezolvat. Dar este un moment în care, într-adevăr, de cumpănă, în care se va decide de către fiecare în parte și ulterior de toți împreună, dacă se continuă relațiile contractuale, se analizează consecințele, dar eu despre consecințe o să spun un lucru foarte simplu. Va fi întotdeauna mai ieftin să plătim datoria către operator decât rezilierea contractului. Și aici vreau să se înțeleagă foarte clar că sunt avocatul unităților administrativ-teritoriale, în condițiile în care anticipez din notificările de reziliere a contractului consecințe. Pe lângă plata firească a datoriei, va urma plata investițiilor neamortizate. Toate investițiile realizate de Romprest trebuiau să se amortizeze în cei 8 ani de contract, din care au trecut doar 3. Pierderile operaționale invocate, pentru care, probabil, la un moment dat, vom ajunge și în instanță. Avem două posibilități. Și depinde de fiecare cum abordăm acest subiect. Încerc să o fac la modul cât se poate de rațional. Deși nu este un subiect ușor și niciodată nu cred că am să întâlnesc un primar în funcție, un consiliu local care să îmbrățișeze deschis o propunere
de tipul majorare tarif, majorare taxă. Însă vin în fața dumneavoastră și spun următorul lucru. Absolut toate calculele care au fost făcute și înaintate, în speță planul actualizat de evoluția taxelor, au la bază elemente reale. 1. Populația declarată, cei 437.000. 2. Cantitățile reale și nu estimate a fi colectate în ultimii ani de activitate. 3. Actualizarea vechiului plan prin aplicarea indicatorilor legali de actualizare. În termeni, nu știu, procentuali, poate părea o creștere semnificativă, însă în termeni reali, raportându-ne la anul calculelor 2010 și la cel al aplicării 2019, analizând evoluția prețurilor, salariilor, absolut orice doriți dumneavoastră, sper să ajungem împreună la concluzia că nu va fi o creștere cu un impact atât de puternic în viața contribuabilului. Sunt de acord că orice cheltuială în plus, orice creștere, grevează. Însă să punem în balanță avantaje și dezavantaje. Întotdeauna va fi mult mai ieftin cu operator și doi, în perspectiva modificărilor legislative cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019, și anume, țintele obligatorii pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în materie de colectare selectivă a deșeurilor. Ca să înfruntăm nu aceste provocări, ci să reușim să îndeplinim obligațiile legale, avem nevoie de ambii operatori. Instalații avem, operatori performanți avem, voința administrativă sunt convins că da, și îndrăznesc, doamnelor și domnilor consilieri, să cred și în voința politică comună, de care s-a dat dovadă pe parcursul implementării proiectului, că se va reuși și aducerea la zi a plăților, a taxei de salubritate, a relațiilor contractuale și a performanțelor care trebuie să atingi se de operatori. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție. Sper să am răspunsurile la orice întrebare. Nu știu dacă, scuzați, domn președinte, dacă colegii de la RomPrest ar trebui să simțiți, nu știu, nevoia să veniți în completarea ceea ce a spus domnul director Seto. Vă rog frumos să o faceți, ca să nu lăsăm să începem. Nu putem contesta zisele domnului director Seto, decât poate trebuie reamintit că aceste datorii de 14 milioane de lei, deci din nou amintit, poate că domnul Seto a amintit, sunt pe gunoiul efectiv colectat, transportat, depozitat. Deci nu pe număr de populație, deci noi încasăm la tonă. Problema ce trebuie să o pun, spun eu, aceste datorii devin deja istorice, sunt de 3 ani, parte dintre ele. Vreau să înțelegeți că orice firmă, oricât de puternică financiar, are o limită de rezistență. Dacă considerați că la 14 milioane care sunt de plătit, dar mai sunt, noi am mai lucrat între timp și în ziua de astăzi lucrăm, mai sunt câteva milioane care vor veni. Deci nu se mai poate rezista. Asta este realitatea. Noi rezistăm după o activitate de 3 ani de zile. Avem poate membru de ADIS care în 3 ani de zile a plătit o lună. Și noi am fost la poartă acolo. Zi de zi, când trebuie, noi am fost acolo. O lună din 3 ani de zile.
Deci, nu, problema se pune și în felul următor. Poate nu este corect, dar noi am rezistăm de 3 ani de zile, a venit Ecosudul și după 3-4 luni de zile, de mâine închide porțile. Unde duc gunoiul? Eu mâine adun gunoiul, eu merg peste tot. Unde-l duc? Nu pot să-l las în mașină. Nu-mi lasă voie legea și nu mă lasă timpul. Că dacă am înghețat în mașină, îl mai dau jos în primăvară. Dacă nu chiar în vară. Că se face beton. Dacă sunt întrebări care nu am fost destul de clar, pot și să răspund. Cu scuzele de rigoare, v-aș ruga să vă prezentați pentru că trebuie să prindem un proces. Asmarandei mă numesc, sunt managerul de contract, județ Bacău Robles. Mulțumim. Dacă sunt întrebări. Numai puțin, domnul Conce. După cum am spus, eu chiar cunosc problema și știu și ce implicații pot fi. Vreau oarecum să fac o foaie de parcurs, pentru că așa cred eu că este normal. Anume, în luna decembrie, în ședința ordinară, voi veni în fața Consiliului Local cu solicitarea Disorom Prest, și anume cu o propunere asupra taxei speciale. Acum este aproape 9 lei, cred că 70 pentru urban sau undeva pe acolo. Pe evoluție venea pe 2019 10 lei 20 aproximativ. Se propune 14 lei 47. Sper să nu greșesc, că vorbesc adică cifre din memorie. Adică cu aproximativ 4 lei 20 mai mult decât planul de evoluție. Aici nu știu dacă e bine sau e rău, nu știu cum putem face altfel. Poate există și o soluție, o altă soluție și pe care eu nu știu. Eu vreau să vă spun că îmi propun ca soluția să o deblocăm împreună sau să o încurcăm împreună, dragi colegi din Consiliul Local. Adică nu voi merge pe jumătate de măsură. Haideți că votează PSD-ul să se pună prost cu populația și alții, nu vreau să vorbesc despre alte partide, nu votează să spună vreau scumpit o oaie. Nu, dacă nu va fi o chestie la unison, o blocăm cu toți. Și să fie blocată de tot Consiliul Local. Cum am reușit să deblocăm anumite aspecte, cred că suntem în stare și să blocăm, nu știu cine își dorește. Dar eu nu zic că își dorește cineva. Nu pornesc cu această premisă. Ceea ce mă sperie, lucrul acesta nu mă sperie. Și anume că nu suntem în stare să deblocăm. Ceea ce mă sperie următorul aspect. Ce garanții avem dacă vom reuși toate OAT-urile, atenție, dacă un singur OAT din ADIS nu va vota taxa, majorare, pică proiectul. Pică proiectul ăsta întreg, tot sistemul. Ceea ce nu cred că își dorește nimeni, dar acum sunt într-o situație, toți băi, încă se mai iau noi, da. E, lasă-mă că încă-i bine, și pe principiul ăsta se funcționează. Doi, ce mă sperie pe mine este propunerea, că anume cu taxă pe salariat angajat. De ce mă sperie? Și aici îi explic domnului director Seto și colegilor. Păi noi avem așa, 250 ceva de angajați în cadrul primării, vreo aproape 300 la DPP, dacă luăm și spitalul vreo 800, mai luăm și DGAS-ul, păi o facem de vreo 1500. Să plătească primăria pentru 1500 de niși taxă lunară, nu își permite nicio primărie, oricât de performantă ar fi, și primăria municipiului Ionești începe să fie destul de performantă, să nu spun foarte performantă, să nu creez anumite animosități. Dar nu își permite nimeni să plătească pentru 1500 de angajați taxă din taxe și impozite. Acum, în momentul acesta. Dar nici nu este corect ca 26.000 de locuitori, 27.000 să plătească pentru 29.000 sau 28.000. Nici acest lucru nu este corect. Și ne-am furat pălăria singur până astăzi. Nu știu cât o să o mai furăm. O să ne-o mai furăm în o altuia, dar ajungem în această situație de criză pe care Consiliul Local o va gestiona, la fel cum am gestionat și celelalte probleme majore ale municipiului. Ori împreună cu toții, ori niciuna. Asta va fi propunerea mea.
Eu înțeleg, încă o dată spun, încep să mă repet, e foarte gravă situația, s-a ajuns aici, poate, vedeți dumneavoastră, acum mă adresez domnilor de la Rompest. Pe 3 ani cam mult. Vedeți domnii de la, cum se numesc, Ecosud, după 3 luni. Cred că dacă puneam stop atunci și atunci recuperam banii sau la 6 luni sau un an, nu vă supărați, eu înțeleg și vă mulțumesc pentru până acum ați tolerat o situație. Dar vedeți că atunci când îți propui să faci lucruri bune, de obicei ies rău și nu știu cât înțeleg situația aceasta. Deci dânșii au mers pe datorie. Toată lumea spune, eu am plătit să mi se ia gunoi. De unde am lăsat invitația către dumneavoastră? Tot la fel, niște colegi din Consiliul Local au semnalat bine faptul că la țarcule amenajate pentru gunoiul de la asociațiile de proprietari, nu mai e curățenia aceea și tomberoanele la fel de goale. Explicația le-o dau eu dinșilor. Pentru că pe fondul ăsta, că nu casează banii de la DISC pentru că n-au plătit UAT-urile, contractul spune că trebuie să colectezi, să ai o frecvență de minim 3 ori pe săptămână, ceea ce deși fac. Înainte se colecta în fiecare zi, de 5, de 7 ori pe săptămână. Dar și sacul și la deși, ca și la noi și la orice gospodar, are un fund. Și când ajung la fundul sacului, încep să iei măsuri, să colectez mai conform contractului de 3 ori și așa mai departe. Eu nu mă transform în avocatul niciunui, nici a DISC-ului, nici a Rompestului, dar mi-e groază să mă gândesc că pe fondul unei decizii pe care poate să ia Consiliul Local Onești sau nu, se poate bloca sau nu un sistem. Eu, ca mulți dintre dumneavoastră, să nu spun toți, sunt o persoană responsabilă și uneori, ca să salveze organismul, poate trebuie să tai o mână sau un picior, știu? E clar, nu e o veste bună pentru nimeni. De ce s-a ajuns aici? Putem face analize pe subiect. Ideea e că, iarăși, suntem într-o situație, mai ales eu, primarul municipiului Onești, care nu mă onorează, și anume să fiu pus în top 3 acolo, lista rușinii, artist să rompresc, avem o datorie, acum vreo 2-3 săptămâni, de 830.000 de lei. Încă o dată spun, de asta vă și rog, domnule Tăluceanu, împreună cu doamna Irina, împreună cu domnul de la Adici Europe, să vedem dacă putem să, nu știu, să stingem datoria aia. Eu nu spun că există sau nu, pentru că m-am pronunțat de câteva ori spunând că noi nu avem datoria și s-a interpretat greșit că nu vrem să achităm o eventuală sau certă datorie. Nu spun că e eventuală sau că e certă. Dar ați înțeles demersul și cu Curtea de Conturi și e mai complicat. Dar nu e imposibil, bănuiesc. Vă mulțumesc și eu mă opresc aici pe discuția cu Rompres. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să le adresați. Dar în decembrie, pe ordinea de zi, va fi proiectul pus pe ordinea de zi. Eu voi fi inițiator, așa cum a fost propus de către Adis Rompres. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, domnul Pauțil. Eu cred că domnul primar în mod corect a individualizat o chestiune, și anume că nu e problema de dacă, este problema de cum. Noi la Onești trebuie să recunoaștem că am fost copiii cu minți ai acestui proiect. În condiții în care tot județul erau mișcări, Moineștiu, Comăneștiu, se retragă, ăia nu mai plătesc, noi am fost cu minți și ne-am văzut de treabă. Acum suntem într-o situație în care ne aflăm în imposibilitatea legală. Aș putea spune că, mergând mai departe, că mi se pare un pic și un conflict între niște instituții. Adică unii zic, domnule, ar trebui să dăm niște bani, vine Curtea de Conturi și domnule, stați un pic, nu puteți să dați bani. Deci, nu cred că la noi se poate pune problema de rea credință și nici nu cred că vor exista disfuncții pe acest aspect, pentru că totdeauna când a fost problema de proiecte importante, în Consiliul Local Onești au fost oameni cerebrați și oameni care au vrut să rezolve problemele, nu ca să le încurce. Nu au fost orgolii, mă rog, au fost anumite derapaje în acum vreo 3, 4, 5 ani, s-au reglat între timp. Eu cred că există consens pe această problemă, mai ales că suntem constructivi. Acum problema este cum, nu de dacă. Am stabilit, domnule, avem de făcut. Problema este cum o facem și trebuie să o facem legal, pentru că dacă nu o facem, ați văzut ce se întâmplă. Da, o mică completare și chiar închei. Să vedeți în ce situație este municipiul Bacău. E paradoxal, da? Adică dânșii sunt membri ADIS, au alt operator, nu se romp restul. Atenție, nu știu cât mai au din contractul cu Soma. Dar nu le prestează serviciul Romprescu și totuși, astăzi sau ieri,
Au dat 2,2 milioane la ADIS, nefiind beneficiari ai serviciului, ca să înțelegeți. Adică unii chiar nu vor să blocheze sistemul. Unii chiar nu vor. Sper să nu ne aflăm noi printre aceia care chiar reușim performanța să-l blocăm. Dar soluțiile economice și juridice nu le are Nicolae Gănașiuc în buzunar. Că dacă le avea, era simplu. Le spuneam acum și deblocam situația. Atenție, nu e vorba de voință, nu e vorba de posibilitatea de a plăti, ci e vorba de cum putem plăti. Despre asta e vorba și consider că suntem parteneri aici, adică și Romprei și Adis și Primăria, și dacă găsim soluția, Primăria Municipiului Onești se va achita de toate obligațiile conform legii. Despre asta e vorba, se va achita, dar să vedem cum. Asta e rugămintea, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, vreți să începem ședința de Consiliu după o oră jumătate. Noi vă mulțumim mult pentru că ați venit. Subiectul invitației a fost acela, frecvența ridicării gunoiului și faptul că oneștenii nu sunt mulțumiți de serviciu, dar haideți să vedem ce riscăm. Mulțumim, v-aș propune, domnului președinte, o pauză de 5 minute. Nu vă supărați dacă sunteți de acord cu mine. Da, sunt de acord. O pauză de 5 minute. Din nou. Cunoașteți proiectul ordinii de zi prin convocare. Dacă sunt observații la ordinea de zi, completată și modificată în formă de arătăriilor, toată lumea. Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru început am să vreau să supun votului procesele verbale la ședințele anterioare, procesul verbal la ședințele ordinare din 15 octombrie, procesul verbal la ședinței extraordinare din 30 octombrie și procesul verbal la ședinței extraordinare din 15 noiembrie. Dacă sunt discuții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2018. În procedura să încep să nu mai citim toate proiectele. Da, deranjează pe cineva. Nu. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie 2018. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, să fie ales președinte de ședință pentru luna noiembrie 2018. Pentru buna desfășurare a ședințelor de Consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Vă mulțumesc! La raportul compartimentelor de specialitate, având în vedere că toate au fost prezentate, nu o să le mai dăm citire. O să... Doar dacă sunt întrebări? Cine este următorul? Domnul Panfil. Domnul Panfil, sunteți de acord? Deci, ca să explic mai clar, ar urma domnul Stachie, dar eu în ianuarie nu sunt și atunci am făcut rocada cu dumnealui. O să fiu în decembrie, dumnealui în ianuarie. Sunteți de acord, domnul Panfil? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și avizul numărul 2. Avizul comisiei favorabil. Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu situat în municipiul Onești, strada Poștei numărul 1, către Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Mulțumesc. Direcția Generală de Asistență Socială Onești a solicitat autorității locale punerea la dispoziție a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuit în vederea desfășurării activității acestui serviciu public. Având în vedere că în municipiul Onești spațiul în care se desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială Onești este insuficient, propun să aprobați darea în administrarea unui spațiu în suprafață de 71,32 metri pătrați, situat în strada Poștii numărul 1, etaj 3, partea dreaptă a municipiului Onești, astfel încât în această situație să-și poată desfășura activitatea în condiții optime. Vă mulțumesc! Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Favorabil. Dacă și Comisia 1 a zis favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 2. Vă mulțumesc.
Puteți citiți dumneavoastră întotdeauna și o fac prezentare. Haideți că citesc eu pe toate ca să nu trecem de la un capăt la altul. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea unui spațiu situat în strada Republicii, numărul 43 a municipiului Onești, către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău a solicitat autorității locale darea în administrarea unui spațiu cu alte destinații decât cea de locuit, în vederea desfășurării activității specifice la nivelul municipiului Onești. Cererea este motivată de faptul că instituția desfășoară o activitate de protecție socială cu impact benefic asupra populației orașului. Din analiza efectuată rezultă că municipiul Onești dispune de un spațiu suprafață de 281,03 metri pătrați, situat în strada Republicii numărul 43, respectiv 200 de metri pătrați situați la parterul imobilului menționat anterior și 81 de metri pătrați situați la etajul 1 al imobilului. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei. Aviz favorabil comisia 1. Și 4 aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. 4. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 18.06.2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile din domeniul public sau privat al municipiului Onești. Prin HL numărul 78 din 18.06.2014 s-a aprobat modelul cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile terenuri din domeniul public și privat al municipiului Onești. Având în vedere necesitatea aducerii unor completări necesare în spiritul unei mai bune clarificări a textelor din componența articolelor și alineatelor din cadrul contractelor de concesiune și închiriere pentru imobile, terenuri, construcții din domeniul public sau privat al municipiului Onești, este necesară modificarea potrivit prezentului proiect de hotărâre. Ținând cont de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei de specialitate? Aviz favorabil. Favorabil și. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, doamna consilieră. O întrebare aș avea și eu. Este legată de modificarea care se aduce modelului contractului de concesiune. Spune aici că în termen de cel mult 60 de zile de la data închirii contractului, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanție o sumă în procent de 100% din redevența datorată pentru primul an de concesionare. Eu întreb dacă nu vi se pare că e cam mult, că totuși este vorba de redevența pe un an, iar această garanție este indisponibilizată până la finalizarea contractului de concesiune. Adică ar fi un efort financiar, zic eu, destul de consistent. Da, eu vă spun, aveți dreptate în mare parte în ceea ce spuneți, dar vă spun ce situație am întâlnit în municipiul Onești. Semnează contract de închiriere sau concesiune pe suprafața de teren? Funcționează, nu plătește o lună, două, trei, cinci, se fac notificări, o mai duce, dă în judecată, contestă și ne-am trezit ca, nu vreau să dau nume astăzi, dar ne-am trezit că după ani de zile, agenții economici și persoane fizice nu și-au plătit închiriere sau concesiune pe ani de zile și nu prea putem să-i le executăm acum. De aici pornește această idee, dar și ceea ce spuneți dumneavoastră este la fel de adevărat ca și ceea ce spun eu, cred. Și este o măsură lansată de Curtea de Conturi pentru recuperarea chirii și concesiunii și și garanția ar fi o modalitate cât de cât. Da. Sunt discuții? Da, o întrebare. Asta nu se suprapune pe o hotărâre anterioară prin care la un interval parcă de 6 luni, dacă nu plătește, se anulează contractul de concesiune? Nu și aia o altă măsură? Tot pe același contract. Pe același model, și nu spune. Pe același contract. A fost o hotărâre Consiliul Local recent pe tema asta. Cu anularea contractului de concesiune, dacă nu plătește pe un interval de... Nu se anulează, încetează contractul de concesiune, da. În momentul în care nu se achită. Da, adică... Și aia e garanția... Așa, garanție. De un an și mai dești niște bani înapoi. Da, dacă... Cu contractul de 49 de ani, înseamnă... Nu spune în mod expres. Haideți să mai scădem perioada, dacă și colegii sunt de acord. Adică... Bun, la 6 luni, cred că... Adică un contract de concesie de 49 de ani, să stea suma blocată în perioada asta. E...
Dacă se poate 6 luni, da, 6 luni. Sunt de acord cu existența acestei garanții. Toată lumea de acord? Nu, deci spuneți că suma garanției să fie pentru 6 luni. Să fie valoarea a 6 luni de redevenței pe 6 luni de zile. Da. Și să nu fie 12. Deci 100% da, din valoarea așa. Bun, facem modificarea aceasta. Dacă din primele 6 luni de concesie. Exact. Okay. Da, da. Excelent. Bine. E super în regulă. Mai să-mi discutim? Nu. Dacă nu, supunem la vot în forma modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 5. Dau citire proiectului. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Ionești în domeniul privat al municipiului Ionești a unui bun în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia. Bunul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre reprezintă o conductă metalică dezafectată care a fost identificată la momentul realizării lucrărilor de săpătură la fundațiile celor două blocuri ANL din zona Strada Libertății a municipiului Ionești. Procedura de scoatere din funcțiune, casare, valorificare prevede mai întâi trecerea din domeniul public al municipiului Ionești în domeniul privat al municipiului Ionești al acestor bunuri. Se va proceda la casarea și valorificarea acesteia potrivit prevederilor legale în vigoare. Sumele rezultate din valorificarea acestui bun se fac venit la bugetul local. Față de cele prezentate mai sus, supune spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate... Aveți favorabil. Mai multă muncă, mai mare muncă decât valoarea trebuie. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 6. Dau citire proiectului. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unor bunuri imobile către Clubul Sportiv Școlar Onești. Pentru a asigura un spațiu optim de desfășurare a antrenamentelor într-un mediu adecvat pentru sportive de performanță și antrenori, prin hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 29 martie 2018, sala de sport de la Colegiul Tehnic Petru Poni a fost dată în administrare Consiliului Local Onești cu scopul realizării unor lucrări de reabilitare-modernizare cu fonduri de la bugetul local. Ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare-modernizare la obiectivul sală de sport, aceasta poate fi dată în administrare Clubului Sportiv Școlar Onești. Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Comisia 1 a vis favorabil. Favorabil și 4. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, domnule primar. Pentru a clarifica despre ce lucrări e vorba, sunt lucrări care au privit în mod special reabilitarea termică a acelei săli de sport, undeva în incinta de la Petru Poni în spate. Lucrările s-au finalizat și să o administreze sănătoși, zic eu. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei contractului de închiriere a unui spațiu cu destinație a sediu partid politic PNL, strada Poștii numărul 1, municipiul Ionești, județul Bacău. Prin HL numărul 164 din 15 octombrie 2018 s-a aprobat diminuarea unui spațiu închiriat cu destinația de sediu partid politic PNL din strada Poștii numărul 1 al municipiului Ionești, județul Bacău, precum și încheierea unui nou contract de închiriere cu noua suprafață menționată în această hotărâre, dar fără să se specifice durata de valabilitate a contractului. Având în vedere că majoritatea contractelor de închiriere având ca obiect spații cu destinație sediu partid politic au ca dată de expirare 31.03.2032, propun ca durata contractului de închiriere încheiat cu Partidul Național Liberal, filiala unei strada Poștii numărul 1, municipiul Ionești, județul Bacău, să fie de aproximativ 14 ani până la 31.03.2032. Față de cele menționate, rost să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 67 din 22.11.2017 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Având în vedere că la nivelul primăriei municipiului Onești se impun o serie de modificări la nivelul compartimentelor de specialitate, propun aprobarea proiectului în forma prezentată. Vă rog frumos, colegii de la Resurse Umane, să detaliați puțin acest proiect, pentru a... e destul de succint cum l-am prezentat eu și n-aș vrea să rămână cineva cu întrebări înainte să voteze sau după. Compartimentul de specialitate. Despre ce modificări vorba noi? Sunt cu o serie de trei modificări. Am avut referatele compartimentelor de specialitate. Avem prin repartizarea postului corespunzător funcției deținute de consilier de la domnul A. Din cadrul serviciului fond locativ cu contracte și controlul asociațiilor de proprietari, se cere aceasta de la compartiment tehnic investiții. Referatul instituției administrației a pieței în bazarul Vorului și Parcări privind transformarea postului vacant de casier în cadrul compartimentului financiar contabil secretariat în muncitor calificat, precum și mutarea acestuia în cadrul serviciului administrației a pieței bazarul Vorului și Parcări. Referatul bibliotecii municipale, prin care se solicită modificarea contractului de muncă a domnului Asave Adrian, gestionar cu stol de treapta 1, când gestionar cu stol de treapta 1A. Da, vă mulțumesc. Sunt promovări. Comisia de specialitate? Comisia 1 a vis favorabil. Dacă sunt întrebări pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 77 din 30.05.2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SECE Raja S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sarcini ale serviciului. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Prin legea numărul 215/2018 s-a modificat articolul 31 din legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 241/2006, în sensul introducerii unor prevederi privind obligativitatea suportării costurilor generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale de către utilizatorii serviciului. Pentru punerea în concordanță a prevederilor interne ale ADI Apă Canal Constanța cu prevederile legale, este necesară modificarea articolului numărul 150 de regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile membre ale ADI Apă Canal Constanța, în sensul cerut de lege, adică prevăzând obligativitatea suportării costurilor generate de colectarea, transportul, epurarea, evacuarea apelor pluviale de către utilizatori. Totodată trebuie prevăzută și posibilitatea ca autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale să adopte hotărâri privind scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuarea apelor pluviale cu suportarea din bugetul local a costurilor respective. Prin HL numărul 77 din 30.06.2017 s-a stabilit delegarea serviciului de apă și de canalizare și predarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare către operatorul regional SECE Raja S.A. Constanța. Prin adresa numărul 89.393 din 5.10.2018, SECE Raja S.A. Constanța ne aduce la cunoștință faptul că, ținând cont de starea tehnică a unora dintre mijloacele fixe și de faptul că acestea nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare, este necesară preluarea lor de către UAT-ul Onești. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Aveți favorabil Comisia 1. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, doamna consilieră la propunere. Mare scurtă. Aș vrea să știu dacă există cumva șansa ca primăria să subvenționeze plata acestor costuri în condițiile în care dispozițiile alineatului 24 al articolului 31 prevăd această posibilitate. În momentul de față nu putem să dăm un răspuns, și anume după ce se vor aproba taxele și impozitele, să vedem cât constituim la bugetul local. De fapt, trebuie să vedem dacă putem achita ceva, cât
strângem în pungă să vedem dacă putem plăti. Dar în momentul de față nu este făcută, sincer, o simulare, pentru că încă nu știm cât e de plătit. Despre asta este vorba. De aici pornim. Nu știm cât avem de plătit. Au precizat cei de la Araja. Da, dar noi vrem să funcționăm pe informații certe, așa, aproximativ, nu încă. Nu avem un răspuns cert. Doamna consilier Bădic. Da, deci unde lege nu-i tocmeană, clar că nu putem să ne împotrivim lege. Ideea este că, așa cum spuneau și colegii, aceste prevederi, noi prevederi legale, vor conduce la majorarea tarifului. Bine. Crește facturile. Da. Proporțional. Tocmai mi s-a spus că nu știu în ce măsură vor fi subvenționate. Ideea este că se premedita, eu mi-amintesc într-o ședință în vara anului trecut, eram anunțați că acest tarif va fi menținut până la sfârșitul anului 2018. Dacă, în afară de această posibilă influență, deocamdată o luăm posibilă influență, mai sunt și alte aspecte care ar influența tariful la acest serviciu, pentru că, vedeți, nu există doar o singură problemă cu gunoiul, o să fie și o problemă cu alimentarea cu apă și, practic, și aici va trebui să venim cu un nou proiect de hotărâre. Deci dacă, de afară de acest nou tarifare pe apă pluvială pe care trebuie să o suportăm, estimați că vor fi și alte influențe care se vor regăsi, adică la ce să ne așteptăm? Momentul de față. Mai sunt discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune și transmiterea drepturilor de concesiune unor contracte asupra moștenitorilor. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețele de teren menționate în anexa numărul 1 și anexa numărul 2 pentru buna desfășurare a activității comerciale, beneficii atât investitorilor cât și bugetului local. Deoarece au intervenit contracte de vânzare-cumpărare, respectiv certificatul de moștenitor, se solicită cesionarea drepturilor de concesiune, conform datelor menționate în anexa numărul 1, și transmiterea dreptului de concesiune asupra moștenitorilor, conform datelor menționate în anexa numărul 2. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate Comisia de specialitate. Sunt discuții pe marginea proiectului. Doamna consilieră, avem aici, spre exemplu, la punctul 2, la Popa Liviu Ioan. Cred că domnul arhitect o să poată răspunde. Vedem aici că nu s-a respectat autorizația de construcție a concesionarului inițial și se spune foarte clar aici, concis în cadrul raportului de specialitate, că se impune ridicarea în legalitatea construcției într-un termen de 12 luni de la data semnării contractului de concesiune pentru noul concesionar. Cum se va întâmpla treaba asta? Că el cumpără și dreptul și obligații. Când a cumpărat o clădire, a cumpărat și obligațiile care le avea fostul proprietar. Noi n-am avut cunoștință, nefăcând o verificare de acestor an, dar acum, mergând să văd imobilul, am constatat că nu i s-a dat voie să facă uși, să spargă peretele blocului, să facă uși. Acel spațiu era fără acces în interior. Ori verificând spațiu, am constatat și că fostul proprietar a făcut modificări ilegale. Între timp transferase bunul, deci nu mai avea el obligațiile care le prevede legea 10 a calității în construcție, obligația ale proprietarului sau unei clădiri, iar nou proprietar îi revin lui acele obligații prevăzute de legea 10 de a introduce această obligație. Nu expiră niciodată pe întreaga durată de viață a unei clădiri. Dacă el nu poate fi amendat mai departe de 3 ani de zile, obligațiile lui de a introduce un bun în legalitate se păstrează pe întreaga durată de viață a construcției. Concesionatul inițial a fost oare amendat pentru că nu a respectat dispozițiile? Pentru că știți, se întâmplă că ajungem în... Cu siguranță că nu. Eu nu acum, am fost să văd imobile, așa fac la toate clădirile care fac obiectul și constat ce există în teren. Ele pot fi mai mari, de aceea multe dintre ele s-a dispus intrare în legalitate. Aici nu era cazul, nu ocupă mai mult teren, dar a afectat structura de rezistență a blocului făcând niște din asta și urmează în timp să intre în legalitate. Da. Recomandarea mea ar fi că știu că sunt destul de multe probleme legate de modalitatea în care se execută lucrările raportat la autorizațiile de construcție care sunt eliberate de primărie. Cred că niște controle un piculeț mai
insistente legate de modalitatea în care se fac lucrările de construcție în baza autorizațiilor eliberate de primărie ar fi... Au fost făcute cu mulți ani. Este o chestie... Majoritatea n-au rezistat tentației de a nu respecta autorizația la concesiuni. Deocamdată noi, pe parcurs, ce ei vin la noi cu clădirile pentru prelungire de contract, noi le verificăm în felul ăsta și le dispunem intrarea în legalitate. Dar bănuiesc eu... Intrarea în legalitate a unor lucrări care, dacă s-a afectat structura de rezistență, vă dați seama... Da, intră în legalitate expertul, va spune modalitatea, ori se reface cum a fost, ori se ia măsuri de consolidare. Dar trebuie să răspundă cineva pentru lucrările efectuate. Și va răspunde proprietarul. La jumătate de răspuns în alt domnul arhitect, vreau să întreb ce se întâmplă dacă nu poate intra în legalitate actualul concesionar. Se aduce la starea inițială, dar expertul oricum dă o soluție. Ei nu au făcut decât să spargă parapetul de ferestre. Expertul va spune, doar mai mult puțin sau mai puțin beton sau arme zona respectivă, se aduce. Pentru că nu este va da voie să o păstreze așa, dar să-și facă autorizația. Vă mulțumesc, dar mai sunt discuții? Dacă nu a văzut foarte bine domnul arhitect, o discuție. Da, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești pentru anul 2019. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Chiria aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe municipiul Onești se stabilește anual de către administratorii locuințelor realizate de ANL cu respectarea prevederilor legale. La determinarea cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, diferențiate pe vârste, venituri brute, rang, localitate, valoare de înlocuire a construcției pentru locuințele ce fac obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorității publice locale, un element esențial îl constituie valoarea de înlocuire pe metru pătrat. Față de cele arătate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe municipiul Onești pentru anul 2019, diferențiate pe categorii de vârstă în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate a visat. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, doamna consilier Boric. Sincer, nu știu dacă chiar la acest proiect de hotărâre vreau să apreciez faptul că sunt singurele rapoarte de specialitate semnate de șeful de serviciu și de director. Mulțumim pentru apreciere. Sincer, la fel de sincer. Dacă nu mai sunt discuții, să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 pe anul 2018 a solicitanților care au acces la locuința de serviciu aflată în proprietatea municipiului Onești. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile un număr de 2 locuințe de serviciu în strada Radu Roseti Onești, prin acest proiect de hotărâre se dorește repartizarea acestora în conformitate cu condițiile prevăzute de regulamentele legale. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la instituția noastră și a stabilit lista persoanelor care au acces la locuințe de serviciu, ce este anexată la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate? Comisia 1 a avis favorabil proiectului. Sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 de prioritate pentru anul 2018 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor de tip ANL din municipiul Onești. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile un număr de 17 locuințe ANL, prin acest proiect de hotărâre se dorește repartizarea acestora în conformitate cu condițiile prevăzute de regulamentele legale. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarelor
depuse la instituția noastră și a stabilit lista persoanelor care au acces la locuință pentru tineri ANL, ce este anexată la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost și prezentat. Comisia de specialitate? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, doamna consilieră, vă mulțumesc. Am o solicitare pe care aș vrea să ne o satisfaceți până la ședința următoare de Consiliul Local, legată de faptul că în ultima vreme am auzit destul de multe persoane care au subînchiriat locuințe în ANL și aș vrea să existe, să vedem care este lista beneficiarilor, pentru că nu mi se pare în regulă să existe, persoane care să beneficieze de dispozițiile legii și să se mute în alte părți și să subînchirieze. Mi se pare că nu e în regulă. De acord cu dumneavoastră. O să vă prezentăm până ședința următoare această situație și o să vă prezentăm câte verificări am făcut și câte locuințe am atribuit. Că nu vă imaginați că s-au finalizat lucrările la blocoanele de a trebui 17 locuințe acum și a mai a trebui și acum 2-3 luni. Eu știu, dar sunt și situații de care eu... Mai sunt. E foarte adevărat. Mai sunt. Noi avem aceste locuințe disponibile în urma unor verificări făcute, zic eu, ușă cu ușă și zi de zi. Pentru că altfel puteam să stăm liniștiți pe ureche sau chiar pe amândouă și să mergem cu atribuirea care a fost inițiată mai devreme sau mai târziu. Și Doi ani jumătate de când ocup funcția de primar, mai bine de 50 de locuințe, nu spun 60, au fost reatribuite. Adică mai sunt și chiriași de până credință. 120? 120 dintr-un total de câte locuințe ANL? 200. Spuneți dumneavoastră, ce înseamnă 210%, înseamnă 12%? Cu lista beneficiarilor și vom vedea... 60% au fost reatribuite. Deci e foarte bine, zic eu, dar încă mai sunt situații, așa este. Oricum, chiriașii au declarație de proprie răspundere notarială sub sancțiunea de fals, că nu închiriază sau nu închiriază. Da, știm asta. Domnul consilier Pamfil? Pentru colega, vremelnic fac parte din acea comisie de atribuire, pentru că doamna Bădic a refuzat la un moment dat. Vreau să vă spun că am luat contact nemijlocit cu modul de atribuire și vreau să vă spun că n-am întâlnit până acum atâta profesionalism. Nu, 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 și nu, și research. Se face acolo toată ziua căutare, cine, cum, când, chiar jos pălăria, n-am înțeles de ce acum s-a luat la Bădic. Mi se pare totul atât de transparent și atât de pus la punct încât... Încât o alt fel de solicitare e greu de... Da. Mai sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ar ține cineva? Proiectul numărul 14. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 2014. Privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor aflate în administrarea municipiului Ionești și a anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 153 din 2014, privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor în municipiul Ionești. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Municipiul Ionești deține în domeniul public și privat spații cu destinație de locuință în vederea închirierii, respectiv camere de locuit în imobilul situat în strada Libertății numărul 1 Ionești, locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe din fondul social de stat și locuințe construite în regim ANL. Aceste camere de locuit din imobilul situat în strada Libertății numărul 1 Onești, Bacău, se atribuie unor persoane sau familii aflate în situații defavorizate și care nu pot beneficia de locuință socială sau ANL. Având în vedere situația economică a diverselor clase sociale din municipiul Onești, urmarea faptului că s-a stabilit un tarif fix pentru chirie 10 lei, și pentru cheltuielile de întreținere 21 de lei, este necesară modificarea anexei numărul 3, litera B.1 la HL numărul 28/2014, conform proiectului de hotărâre. Față de cele menționate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specializare, de specialitate. Aviz favorabil, Comisia 1. Și 4, aviz favorabil. Vă mulțumesc, dar sunt discuții în foarte bine proiectile. O întrebare așa vreau eu. Poate privind deja, așa că nu vreau să... Văd la alineatul 2 al articolului, al punctului 1, venit net pe membru de familie.
mai mic de 1000 de lei 5 puncte, mai mare de 1000 de lei 10 puncte. Adică să înțeleg că cei care realizează venituri mai mici au puncte mai puține și adică s-ar fi părut, adică eu așa aș fi văzut-o. Asta a fost intenția, nu? N-a fost niciun fel de greșeală. Nu, nu, așa este. Ca să poată plăti. Ca să poată să plătească. Adică, mult mai ușor poți să atribui cuiva care are 10 puncte că are salariul mai mare. Și ce la bani care e salariul mai mic? Cam salariul 50 de milioane de lei. Cu cât e mai mare, cu atât se atribuie mai ușor, nu? Sigur, da. Înseamnă că dacă am peste 1000 de lei, adică am venituri mai mari, primesc mai ușor posibil. Da, corect. Am înțeles. Am crezut că e invers. Ok. Sper că sunt alte discuții. Nu mă prin ce asociere. Da, nu știu. Tu vină. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice constituite în temeiul OG numărul 26/2000 pentru anul 2018 și a contractului de dare în folosință gratuită. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu, mă scuzați, organizațiilor non-guvernamentale, Consiliul Local Onești a aprobat prin HR numărul 101 din 16/8/2016 regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru Evaluarea și Selecționarea ONG-urilor care solicită atribuirea unui spațiu necesar desfășurării activității, precum și a criteriilor de evaluare a solicitărilor în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință din proprietatea municipiului Onești. Pentru anul 2018 au fost depuse cereri pentru atribuire sediu de către asociațiile Autoritate, Lege și Ordine, care a renunțat la cerere ulterior, și Asociația Națională a Surzilor din România. În urma verificării documentelor depuse în susținerea cererilor, Comisia de Verificare a constatat că dosarul care a întrunit criteriile de eligibilitate impuse de regulament pentru care se pot face evaluarea pe baza criteriilor de selecție aparține Asociației Naționale a Surzilor din România. Față de cele menționate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate. Comisia 1 a acordat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare serviciului public administrația pieței, bazarului, oborului și parcării din municipiul Onești. Domnule primar? Mulțumesc. În vederea îmbunătățirii activității între administrația pieței și agenții economici care își desfășoară activitatea în piața agroalimentară și oborul săptămânal, se impune adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare al serviciului public, administrației pieței, bazarului, oborului și parcării, care să satisfacă cerințele actuale în condiții de eficiență, urmărind dezvoltarea activității în scopul satisfacerii nevoilor și intereselor populației. În cuprinsul regulamentului sunt prevăzute drepturile și obligațiile comercianților, producătorilor din piața agroalimentară și oborul săptămânal, precum și serviciile prestate utilizatorilor pieței, respectiv cetățenilor, cu respectarea legislației în vigoare. Față de cele menționate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Aviz favorabil comisia numai. Discuții pe marginea proiectului? Nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 9 din 30.1.2018 privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2018-2019. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 30.1.2018 s-a aprobat rețeaua școlară a municipiului Onești pentru anul școlar 2018-2019, compusă din unitățile de învățământ de stat cu personalitate juridică și unitățile de învățământ particular cu personalitate juridică.
Școala Sanitar Post-Liceală Sanity Bacău solicită modificarea denumirii acestei unități sanitare din cadrul anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 9/2018 de aprobare a rețelei școlare a municipiului Onești în sensul modificării denumirii unității sanitare din Școala Post-Liceală Ana Aslan în Școala Sanitară Post-Liceală Sanity Onești, deoarece dânsii consideră că acest nume ilustrează mai bine specific unității de învățământ care școlarizează ele pentru calificările de asistent medical, generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare. Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Raportul Comisiei de Specialitate, compartimentul de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate... Comisia 3-a, vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 18. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 159 din 15-10-2018. Domnule primar. Mulțumesc. Având în vedere că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești se impun o serie de modificări la nivelul compartimentelor de specialitate, propun transformarea datorită promovării a posturilor și funcțiilor ocupate potrivit proiectului de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc! Raportul Comisiei, compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de Specialitate? Aviz favorabil Comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind găzduirea temporară a persoanelor fără adăpost de terasa municipiului Onești în perioada sezonului rece 2018-2019 în locația Centrului Social Slobozia din strada Victoriei numărul 40, municipiul Onești. Domnule primar? Mulțumesc! Având în vedere temperaturile scăzute și faptul că pe raza municipiului Onești se află persoane fără adăpost, iar adăpostul de noapte din strada Victor Babeș, numărul 1, nu poate fi deschis, deoarece nu corespunde standardului minim de calitate, propunem găzduirea temporară a persoanelor fără adăpost cu ultim domiciliu municipiul Onești în perioada sezonului rece 2018-2019 în locația Centrului Social Slobozia din strada Victoriei, numărul 40. Față de cele menționate mai sus, am inițiat acest proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate? Aviz favorabil Comisia 1. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnul consilier Roșca. La începutul acestui an, când am dat așezământul la Slobozia, va fi relocat, m-am rugat să analizați oportunitatea de a deschide un dispensar în acest centru, pentru că sunt foarte mulți oameni în vârstă la Slobozia și greu de plasabil. Și apreciez că vă gândiți la cei care sunt fără adăpost, dar v-aș ruga pe viitor să luați în calcul și necesitatea pentru cei care sunt în vârstă la Slobozia să deschideți un dispensar. Da, să știți că nu am uitat, și așa este, cum spuneți dumneavoastră, nu am uitat acea propunere. Din păcate știam că în această iarnă, la acel centru pe care îl foloseam în mod uzual în lunile de iarnă din Victor Babe, știam că nu va primi avizisul. Au fost controle în acest sens și am preferat, cu toate că nu am făcut-o foarte ușor, să alegem această soluție care este una temporară, dar cu niște costuri am ales acest imobil, această locație. Și din primăvara anului viitor destinația va fi schimbată. Voi face o propunere în acest sens posibil local și veți aproba sau nu, să zic, noua destinație cu ghilimele de rigoare. Dacă mai sunt discuții, doamna consilier Dobit. Da, asta vreau să întreb. Cum va funcționa practic acest centru? Cum îi vor fi transportați oameni fără... Vă explic imediat. Este simplu. Și anume, persoanele ce vor fi găsite, simplu, nu e simplu, dar ca și raționament e simplu. Persoanele care vor fi găsite în situații
dificile delicate, în primul și în primul rând, sunt transportate fie de poliție, fie de salvare, fie de angajați de la DGAS la Spitalul Municipal Unești, unde li se face o verificare imediată a stării de sănătate și unde se și identifică, din punct de vedere al evidenței populației, cine e persoana, de unde e, înainte să fie băgat în adăpost. Ulterior, acestea sunt conduse prin mijloace proprii, adică mă refer ale primăriei DGAS la cel adăpost și vor fi acolo, eu știu, îngrijite sau adăpostite pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă în funcție de nevoile fiecărui. Da, acolo este o încălzire permanentă acum, adică nu funcționează, bănuiesc, cum se... Da, o să rămâne surpriză, sistemul de încălzire este în lucru. Adică funcționează. Suntem va fi disponibil pentru fiecare, da. Sigur că da. Capacitatea este una redusă, aproximativ 30 de persoane, sper să nu greșesc. 40? 14. 14 persoane. Asta putem, ne permitem noi acum, UAT Unești, și avem toate aprobările necesare pentru a da în folosință acel imobil. Altfel nu putem da în folosință și nu cred că își asumă nimeni ca o persoană să se întâmple ceva, eu știu, tragic cu ea în perioada aceasta sau următoare. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în faza de studiu de fazabilitate, indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în municipiul Onești. Domnule primar? Mulțumesc! În momentul actual, municipiul Onești are un sistem de supraveghere video funcțional alcătuit din 23 de camere video, sistem instalat în decursul anului 2012. Localitățile supravegheate în decursul celor 6 ani au demonstrat utilitatea acestui sistem, dar în același locațiile, nu localitățile, dar în același timp au apărut necesități clare de supraveghere și a altor zone de interes major din municipiul Onești, unde au avut loc, în mai multe rânduri, acțiuni de vandalism cu distrugerea de bunuri aparținând domeniului public. Sistemul actual de supraveghere video are în componență un număr mic de camere, raportat la numărul mare de obiective din oraș, la numărul de intrări-ieșiri din oraș, la locurile cu potențial de a se întâmpla evenimente neplăcute. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de circulație prin monitorizarea traficului în intersecțiile aglomerate și prevenirea infracționalității în zone în care în prezent nu sunt monitorizate. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați documentația tehnico-economică și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Comisia 1 a vis favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții de ordinea proiectului? O problemă. Băgați și la centru din Slobozia camere, sunt suprate de și poate mătoarșe de poliție. Nu l-ai promisă. Doi e să-i mulți la Slobozia să... Nu, nu, zic așa că... Îi mutăm azi, în mașină. Ia un bunic. Spuneți camere acolo dacă vreți să fie prima la și acum facem? Doamna consilierul? Am văzut lista și cred că ar fi potrivit o cameră, măcar și în parc sau câteva, pentru că am văzut că sunt arse foarte multe de vandalism și am putea să mai... Am transmis și eu asta, da. Colegiul ăla. Da, sunt câteva, sunt foarte multe în parc. Nu, nu, sunt 6, am impresia, dar mai sunt zone vezi, sala polivalentă, spate, spre locul de la zoo, mai sunt câteva locații. Da, sunt, sunt. Foarte bun proiect. Să vedem realizări. Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Cea de la Slobozia. Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2018. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Virările de credite bugetare de la un capitol alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar a capitolului și subdiviziunii clasificației bugetare. De asemenea, prin prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea manifestărilor dedicate galei olimpicilor și a sportului oneștean cu suma de 30.000 de lei,
Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Aviz favorabil, comisia 1. Vă mulțumesc, domnule primar. Vreau să fac o clarificare. Nu este bugetul de premiere de 30.000, să nu înțelegeți greșit. Bugetul va fi mult mai mare, este sumă necesară organizării. Adică va fi sonorizare, o trupă care va cânta și așa mai departe, lumini și altele. Cupe, diplome, o serie de componente. O precizare, proiectul de hotărâre supus aprobării este cel în formă modificată care a fost trimis astăzi dimineață cu alinetele 2 și 3 al articolului 2. Mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot forma modificată a proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 134 din 27.09.2017, privind aprobarea preluării din exploatarea și administrarea SCE Domeniul Public și Privat Onești S.A. a imobilului pavilion administrativ al Serei Borzești, clădire și teren aferent în administrarea Consiliului Local Onești. Domnule primar. Mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea articolului 2, aliniatul 3 din cadrul hotărârii mai sus menționate, care va avea următoarea formă. După preluare, imobilul prevăzut la articolul 1 va fi utilizat de Biblioteca Municipală Radu Rosetti în vederea desfășurării serviciilor culturale în folosul comunității și va avea denumirea Centrul de Tineret Onești. Ținând cont de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei de specialitate? Aviz favorabil, comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnule primar. Este vorba despre sera de la Borzești. Dacă cineva din sală nu știe, o să aveți surprinderea. La anul veți fi invitați în primăvară. S-a reabilitat, zic eu, într-o formă mai mult decât rezonabilă. Urmează câteva dotări legate de mobilier și ceva tehnică pentru proiecție, sonorizare. În primăvară, în martie-aprilie cel târziu, vom inaugura acest centru, care cu siguranță va aduce un plus în activitatea celor tineri, mai ales în timpul liber, recreativ, vor avea acolo tot ce le trebuie și anume să facă lucruri frumoase pentru noi și pentru ei, în primul rând. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc frumos. Vă propun o pauză de 5 minute. Continuăm. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de piață pentru stabilirea valorilor de piață a terenurilor pe zone comerciale și achiririlor la locuințe și spații cu altă destinație în vederea fundamentării deciziilor de concesionare, închiriere, achiziție, vânzare a imobililor, terenuri și clădiri aflate în teritoriul administrativ al municipiului Onești. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere documentația de actualizare a studiului de piață aprobat prin HL numărul 35/2018, întocmită de SC Expert Eval SRL Piatra Neamț, la solicitarea direcțiilor de specialitate economico-financiară și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului și baza analizei și observațiilor transmise evaluatorului, considerăm necesar a fi inițiat și supus spre aprobarea Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de actualizare a studiilor de piață pentru stabilirea valorilor de piață a terenurilor pe zone comerciale și achiriilor la locuințele și spații cu alte destinații în vederea fundamentării deciziilor de concesionare, închiriere a imobililor, terenuri, clădiri aflate în teritoriul administrativ al municipiului Onești, ce a fost aprobat prin HL numărul 35/2018. Ținând cont de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate. Comisia 1, aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului,
Domnule primar. Nu, vreau să fiu foarte direct și sincer vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. În momentul de față, toate concesionările, închirierile sunt blocate la nivel de municipiu Onești, din lipsa acestui proiect. Proiectul, într-adevăr, nu a fost unul perfect. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii de consilier local, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la Direcția Economică, de la Urbanism, am reușit să-l facem mai bun, zic eu. Nu sunt niște sume clare care vor fi chirile, ci de unde vor începe, practic, acele licitații pentru chirii și închirieri. Despre aceasta este vorba. Nu stabilește acum Consiliul Local de care va fi chiria pe un spațiu și s-a ținut cont de similitudine, adică o anumită chirie deja în valoare să fie în apropierea ei stânga-deapta, de acolo să se pornească aproximativ aceeași chirie. Au scăzut unele valori, cum ar fi pe strada nu pe chiului Venus. Nu, în fine, pe strada paralelă cu Bulevardul Itus, parcului, pe alea parcului, au scăzut acolo, să zic, sumele de unde pornesc aceste licitații, pentru că nu au același vad, să zic, ca și Bulevardul Itus, și au fost foarte bine stabilite zonele de unde și cuantumul de unde pornesc licitațiile. Eu zic că este un proiect bun și trebuie deblocat această situație. Vreau să vă spun că acest proiect trebuie să treacă sau va trece doar cu 2-3, adică minim 14 consilieri locali trebuie să voteze acest proiect. Eu nu vreau ca agenții economici să mai vină la primărie și să se adreseze de ce nu pot continua cu chiriile, concesiunile și nu aș dori să fim în locul lor și anume să le fie activitatea blocată în lipsa unui regulament aprobat. Doar atât am vrut să vă spun. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles necesitatea și urgența acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna consilier Bădică. Da, noi am avut aseară la comisie o discuție pe marginea acestui proiect de hotărâre. Problema principală, zic eu, din nou mă refer la mine, este că această documentație a venit foarte târziu, aseară la ora 16. Acest studiu are 70 și ceva de pagini și nu a putut fi analizat. Ni s-au spus câteva lucruri despre acest proiect, nu foarte multe. Eu știu că atunci când a mai fost propus acest proiect de hotărâre, a fost retras și s-a promis că se va purta o discuție în prealabilă cu noi consilierii, să ajungem la un consens. Nu s-a făcut acest lucru. A apărut acest studiu reevaluat, completat, nu știu, ideea este dacă ați putea să faceți niște precizări vis-a-vis de studiul inițial, cum arată studiul acesta care, repet, nu a fost timp pentru a fi analizat și față de proiectul de hotărâre care a fost retras anterior. Adică unde ne situăm? Am înțeles. Vreau să explic în primul rând de ce v-a fost înaintat partea de documentație tehnică de aici. Ne-am străduit să obținem această, să zic, actualizare a studiului cât mai repede posibil, dar consultanții care au fost contractați în acest sens nu au putut face documentația pe genunchi, adică din birou. Și anume au fost nevoie de deplasări și de, practic, de realizarea unui nou studiu. Referitor la partea tehnică, partea economică sau juridică, ce modificări au apărut acum în ceea ce vă este prezentat astăzi, comparativ cu ceea ce v-a fost prezentat aproximativ o lună de zile, vă pot explica cei doi colegi mei, și anume domnul director economic și domnul arhitect șef al municipiului Onești, ce o vor face. Iar referitor la discuția pe care am promis-o să o purtăm, am discutat cu unii colegi din Consiliul Local, așa cum am putut, apărând situația aseară, să zic detalii, toate detaliile aseară, mi-a fost greu și, să nu zic imposibil, să convoc toți consilierii locali pentru a purta o discuție în acest sens. Dar discuții au fost purtate cu mare parte din consilierii locali, din toate spectrele politice. Îi rog pe cei doi colegi ai mei să fac o mică sinteză cu ce e mai bun, cum s-a îmbunătățit, cum a fost modificat acest raport de evaluare acum, comparativ cu cel de acum o lună, pentru doamna consilier. Mulțumesc. Prezentul raport de evaluare nu reprezintă, chiar dacă tabelul în sine are același obiect de studiu, nu reprezintă proiectul care l-ați respins, ci este o actualizare a studiului care deja a fost aprobat.
Problema este că municipiul, neavând un istoric de vânzare a terenurilor, s-a folosit o formulă de calcul greșită inițială, care a dus la niște valori mult prea mici față de contractele în curs. Astfel s-ar fi ajuns ca titularii noilor contracte să aibă o chirie sau o redevență de 5-6 ori mai mică decât vecinul sau decât contractul care l-a fusese anterior și pe care, în felul ăsta, nemai putându-l prelungi, trebuia să-l renoiască. Eu am sesizat direcția economică asupra acestor aspecte, pentru că mulți dintre cei care urmau să facă contracte veneau zâmbind cu senzația că de acum s-a dat liber sau s-a dat pământ la un preț derizoriu și am sesizat și mai departe. Noi am transmis, nefiind acceptată propunerea noastră, care într-adevăr, dacă este vorba de sume, din punct de vedere legal, ar fi trebuit un evaluator. Evaluatorul și-a însușit punctele noastre, observațiile noastre și a dat seama că a plecat de la prețuri de OLX în care nu municipionești stabilea acele prețuri, deci nu luase în considerare istoricul contractelor noastre pe zone, acum l-a reintrodus și au rezultat noile valori prezentate în acest curs. Și acest proiect este doar actualizarea precedentului. Deci se pornește de la niște valori. Ideea este că, respectând algoritmul, acel indicator, acel indice care l-ați propus dumneavoastră, se ajunge la propunerea pe care ați făcut-o luna trecută sau este puțin influențat față de cel inițial? Că nu știu unde suntem. Haideți să vă zic, se ajunge la chiriile și concesiunile în plată în momentul actual și nu mai mari. De aici pornim. Repetăm, pentru cei care nu au înțeles și sunt interesați de subiect. Spre exemplu, pe bulevardul Oitu, să luăm un bulevard care este foarte circulat și cunoscut de toată lumea. Dacă un chiriaș care are doi vecini, unul în stânga și unul în dreapta, care vecinul din stânga are o chirie, să spunem, de 10 lei, și cel din dreapta, de 9 lei sau 10 lei, nu putea ca cel intermediar dintre ei să pornească cu o chirie de 1 leu. Nu se pornește, deci în primul rând va fi licitație, dar nu se pornește cu 12 lei sau cu 15 lei, ci se pornește cu valoarea minimă a celui dintre vecini, a celui doi, dar valori în plată astăzi și în contracte vechi. Despre asta este vorba, făcând așa o comparație simplistă și aducând discuția la niște termeni simpliști. Acestea sunt corelările, aceste corecții pe care le-a făcut evaluatorul acum. Evaluatorul inițial, până să discutăm și până să sesizăm și noi ce probleme sunt, a venit cu o evaluare care a fost făcută de la dânsul, de pe unde a fi fost făcută și nu corespundea cu realitatea. Imaginați-vă că s-ar fi plecat la o licitație cu o chirie de 2 lei din 10, cum au vecinii. Exista riscul ca unii dintre cei interesați pentru astfel de, să zic, de suprafață de teren, să consideră că primarul sau consiliul local are vreo înțelegere sau nu cu unul dintre chiriași? Am fi fost bănuiți că vrem să favorizăm pe cineva sau nu? De aici pornesc eu. Eu nu vreau să fiu într-o situație de aceasta. Nu vreau nici chiriile să fie mai mari decât cele de pe piață acum. Am cerut în mod dispins spre acest lucru și anume să nu venim cu ceva mai mult decât avem în momentul acesta pe piață. De aici am pornit. Deci nu dorim să majorăm o chirie sau o concesiune. Dar nu dorim să fim nici în situația în care cineva ulterior va veni și va trage la răspundere de ce nu ați corijat această situație. Eu nu vreau să fiu în această situație, stimate doamne. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, pentru că seara am fost întrebat la Comisia Juridică și nu am avut toate datele la mine, vreau să fac o paralelă între contractele aflate în vigoare în acest moment, pe câte și ceea ce propune expertul și ceea ce a propus prin studiul anterior aprobat de dumneavoastră la iunie. Pe Bulevardul Oitus, de exemplu, în momentul de față sunt contracte ca urmare a licitației între 94 de lei și 118 lei, 74. Evaluatorul propune de la 100 la 120 de lei, cu mențiunea că 120 de lei este partea artera principală de la primărie până la intersecția cu spitalul, iar celălalt partea de sus a Oitusului este și partea de jos rămâne la 100. Deci George Bocovia... Și cât era la ultimul proiect? Adică se vadă da, și nu, și la ultimul proiect... Cât se plată, cât... Însemna, vă spun eu, însemna 1,59 lei metru pătrat.
față de 100... De 10 ori mai puțin decât este acum. Adică chiar vreți să facem pușcării? Eu nu vreau să fac. Pe George Bocovia, zona modulelor, în prezent 118 lei contractul, se propune 120 de lei, de asemenea era 159 de lei metru pătrat pe lună, pe vechiul cel din iunie. Pe Bulevardul Republicii, în prezent, sunt contracte între 97 și 146 de lei și se propune 100 de lei. Pe Venus, zona de sus, sunt contracte între 100 de 118 lei și aici, da, pe Republicii tot 1,59 am propus anterior, iar pe Venus 118 lei, se propune 100 de lei și aici era undeva sub un leu, nu mai rețin exact, cred că undeva deci chiar mai miște pe cele de bani metru pătrat. Deci, ce a greșit expertul și evaluatorul și s-a dat seama că baza obiecțiunilor făcute de colegii mei de la Artec, șef și de la Direcție Tehnică, domnul director economic, nu a ținut seama, în ceea ce a spus și domnul Artec, șef, nu au ținut seama de contractele în vigoare. S-a uitat pe OLX, s-a uitat pe publicitate, s-a uitat pe oriunde altceva, deci și în acest context a ajuns la un studiu sub-evaluat. Inițial. Domnul consilier, bine. Deci proiectul trecut care a fost, proiect de hotărâre care a fost retras acum o lună în urmă, avea la bază un studiu de piață care îi dădea anumite valori, foarte mici într-adevăr, și care era, să spun așa, corectat de niște indici propuși de către Direcția Economică și de către domnul arhitect. Și am întrebat în ce bază sau baza legală, cum s-a ajuns aici, nu, nu mi, s-a, mi s-a spus ce înseamnă acei indici, dar nu mi s-a explicat baza legală a lor. Acum proiectul acesta de hotărâre este însoțit de un nou studiu de piață, prin care se stabilesc valorile minime la care va pleca licitația, pentru concesiune sau pentru închiriere. Deci este stabilit de un evaluator, are, precizează în baza căror caracteristici a stabilit aceste sume, precizează coeficienții în funcție de unde este, pe ce stradă e situat imobilul și se ajunge, valorile sunt mai mari decât primul studiu, dar în ceea ce privește proiectul trecut, sunt aproape egale, iar pe unele străzi, într-adevăr, sunt mai mici, dar nu cu mult. Dar media metrului, media valorii metrului pătrat la închiriere sau la concesiune pe an este cam de 60 de lei. Nu vorbim de Oituz, zona Oituz. 60 de lei pe an nu cred că o sumă foarte mare. Eu am văzut acest proiect, l-am studiat, am discutat și cu colegii mei și am reușit să discut și cu 2, 3, 4 privați care, sau chiar persoane fizice, care au această situație incertă din punct de vedere juridic a terenului și vor să intre în legalitate. Și mi-au spus, dom'le, dacă există un studiu de piață care a stabilit aceste valori minime, n-avem nimic împotrivă să-i dați drumul și să putem intra în legalitate. De aceea, noi am hotărât să votăm acest proiect, pe aceste argumente. Da, dați-mi voie să vă mulțumesc în primul rând. Imaginați-vă, acum acest proiect nu este făcut pentru cineva. Este făcut pentru a debloca o situație și pe de o parte, a nu pune bugetul primăriei municipiului Ionești și angajații primăriei într-o situație delicată și să fie expuși în fața legii. Acestea sunt raționamentele care m-au determinat și anume să pun pe ordinea de zi acest proiect în această formă. Pentru că mai întâi de toate sunt angajații primăriei și nu dânsii, ci acei, să zic, oameni de afaceri care nu își pot desfășura activitatea și vin stresați zi de zi la primărie să întrebe când odată și odată va fi votat acest regulament. Încă o dată spun, sper că acest regulament prin votul dumneavoastră să treacă astăzi și de mâine să deblocăm situații care pentru mulți nu mai erau, nu mai aveau timp de aștepta. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții? Dar de ce este cu două treimi? De ce cu două treimi? Vă explic imediat. Domnule public,
Da, nu este domeniul public, este de patrimoniu, iar potrivit articolului 118, legea 215, spune următoarele. Dați-mi vreți să dau citire. 119, pardon. Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniul privat al acestuia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Pertinirea este o obligație cu caracter patrimonial. Chiria și concesiunea. Și acolo, când avem proiecte legate de chirii și concesiuni, ar trebui să avem două treimi. Da, absolut, absolut. Acolo două treimi se ia. Și la contractele de închiriere, la tot ce se aprobă, concesiune, închirie, două treimi. Dacă mai sunt discuții, dacă nu mai sunt discuții de marginea proiectului, supun la vot cine este pentru. Împotriva. Se abține cineva. Da, mulțumesc tuturor! Trecem la proiectul votat, proiectul numărul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui spațiu în strada Poștei numărul 1, municipiul Onești, județul Bacău, cu destinația de sediu partid politic, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Onești. Domnule primar! Mulțumesc, domnule președinte! Prin adresa numărul 25310 din 16.05.2018, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților solicită acordarea unui spațiu din strada Poștii, numărul 1, municipiul Onești, județul Bacău, cu destinația de sediu partid politic, ALDE, filiala Onești. Având în vedere existența unui spațiu în suprafață de 26,33 metri pătrați situat la parterul imobilului din strada Poștii, numărul 1, municipiul Onești, prin prezentul proiect de hotărâre, propun aprobarea sau acordarea acestui spațiu cu destinația de sediu partid politic, Partidul Alianței Liberalilor și Democraților, filiala Unici. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Compartimentul de specialitate a fost... Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul Comisiei de Specialitate. Comisia 1 a vis favorabil. Și Comisia 4 a vis favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine ce este... să ne afilităm? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 25. Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării inventarului cu bunuri ce alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Onești. Domnule primar. Mulțumesc. Reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și unității administrativ-teritoriale este justificată de necesitatea atestării apartenenței unor terenuri la domeniul public, terenuri pe care urmează a se realiza investiții prin programe cu finanțare externă, precum și alte modificări care intervin în structura domeniului public. De asemenea, în urma verificării elementelor de bilanț, a constatat că imobilul teren intravilan neagricol, identificat în cuvor schiței cadastrale, respectiv terenul intravilan din strada Fântânele, fără număr, în suprafață de 2500 de metri pătrați, nu este cuprins în domeniul privat al municipiului Ionești. Față de cele menționate, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Comisia de specialitate? Aviz favorabil, Comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem... Vreau întrebare, dar terenul ăsta nu aparținea societății Comore? Și cine a făcut măsurătorii? Ba da. Care din ele? Fântânele. Asta este care discutăm. Domnul Dintescu ne poate răspunde. Toate forțele întreprinderi de stat, prin HDO, pe parcuri și-au făcut titlul de proprietate prin dispoziția, prin ordinul ministrului de resort. Ei și-au restrâns activitatea, au rămas cu teren aferent producție de bază exact cât l-a trebuit. Nu și-au retras gardurile, acum retrăgătul gardurile, fiind în procedură de executare suită, s-a dislocat atestele. Trebuie menționat că hotărârea 834 spunea dacă societatea nu-și face de proprietate pe teren, acesta devine de drept... Știu asta, dar nu și-au făcut sigur? Colegi, așa îmi spun că nu sunt. Nu și-au făcut. Au avut HG 834, dar nu și-au retras gardurile. Și fiind limitrof cu
alte organizații de șantier, ele păreau ca un teren compact. Domnul Pitențe, nu contează că nu și-au retras sau nu și-au retras gardul. Contează dacă aveau aveau titlu de proprietate. Nu, aveau asta aveau. Nu, deci aveau 3-4, dar nu și pe acea suprață de teren. Exact. Asta aveau. Da. Asta cu gardul e ca să ridicăm. Poate dețineau mai mult decât au proprietate. De proprietate. Nu am mutat gardul, oameni. Am mutat gardul înainte. O să-l mute acum. Dacă am mutat gardul, trebuie să-l fur calul. Acum să discuțim cu marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 26. 26, domnule. Deci, vă rog să ridicați din nou cei care cu abținere nu au ca să... 7. 5. Nu e problemă. Pentru ce ne trebuia acest proiect sau soluționarea acestei... Lăsați-l domnule să le ia alții, cum, dar de ce se luăm? Nu, e o organizație non-guvernamentală chinologică. Care a venit și... Gata, ca să înțeleagă colegii să... Au venit cei cu ONG-ul cu cățelușul vesel, da? De-am discuțiile purtate atunci, acum un an, cam pe vremea asta, și le-am promis și ne ținem de cuvânt, și anume să le atribuim un teren în zona aceea, cu utilități, cu titlul gratuit, în suprafață de 2500 de metri pătrați, pentru a dezvolta un adăpost de câini, în recint privat. Despre asta e vorba. Nu, dar proiectul nu avea nicio documentație cadastrală. Dar eu nu contez că are sau nu are. Vreau să vezi pentru ce. Nu putem vota pentru în condițiile în care există niște chestiuni care nu sunt... Bun, eu ce vă propun? Haideți, s-a votat proiectul? S-a votat. Bun, îl mai pun pe ordinea de zi când documentele sunt așa cum solicită colegii. Dar e și schiță... Că nu trebuie să ne explicați mie, dacă n-ați reușit să-i convingeți că lucrurile sunt corecte. Decembrie, avem timp pe decembrie, că nu fac acum iar. Dar schița acum și în regulă, dar nu e. Ce vă rog frumos, la... Înainte de următoarea ședință, vă explică domnul Obrindescu cum stă de teren. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul proiect. Nu mai e. Proiectul numărul 26. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 4 la hotărârea Consiliului Local numărul 63 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniul Public și Privat Onești-SA pentru anul 2018. În urma analizei activităților și proceselor aflate în derulare, SC Domeniul Public și Privat Onești-SA a constatat necesitatea modificării valorii punctului numărul 4 din cadrul anexei numărul 4 Program investiții pe 2018 la hotărârea Consiliului Local numărul 63 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea venitului bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniului Public și Privat Onești-SA pe anul 2018 de la 30.000 de lei la 130.000 de lei privind achiziționarea de schele mobile și fixe pentru lucrări de construcții. Această modificare fiind necesară în procesul de execuție al activităților specifice de prestare, furnizarea serviciilor publice stipulate în contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice din administrarea domeniului și public și privat de interes local. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Raportul compartimentului de specialitate a fost prezentat. Raportul comisiei de specialitate. Aviz favorabil comisia 1. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții cu ordinea proiectului, doamna consilier Bodic. Eu nu de lămurire. S-a făcut o estimare greșită, se invocă în raportul de specialitate. Poftim? S-a uitat un om. Nu este eroare, nu este greșeală materială. Spuneți, s-a făcut o estimare greșită. O estimare în baza ce s-a făcut? Nu s-a făcut în baza unei oferte? Putea să ne puneți o ofertă la documentație să vedem care este valoarea. Repet, nu este o greșeală de tehnoredactare. Vă asumați și spuneți că ați făcut o evaluare. De unde să știm că acum am greșit asta cu 1.300.000 cu 130 și aia era bună? Ar fi fost în regulă să avem măcar o ofertă să vedem că mâine nu este altă valoare. Nu știu. Cui vă adresați să știm cine era? Păi, rău, doamnă, încă mai e. Doamna de la DPP. Unii se pricep mai rău la oferte decât alții și înțelegeți ori la ce mă refer. Unii se pricep la oferte bine de pe vremuri. Și anume, 3 oferte, 2, 5. Nu. Poate eu... Nu pot să
Da, da, știu. Eu, să știți, cred în buna credință multor oameni în general și vreau să vă explic pe, să iau, să fiu avocatul Corinei Alexei sau de pe domnul Serasta, așa, pe final de ședință din Consiliu. Au rămas niște bani, dragi consilieri, la DPP, din profit, din. Și am zis să nu îi trecem iar să mai împărțim pe aici, pe acolo și să cumpărăm o schelă, să schimbăm planul de investiții. Despre asta e vorba. E o schelă, posibil să aveți total dreptate. Dar n-aș vrea să părțim ca la proiectul precedent și anume să nu votăm că s-a înțeles greșit o estimare. Aș prefera când facem de acum o termoizolație, apropo de sala de sport a domnului Rădulescu, să nu-i mai văd cu un picior de la de schelă, care pune schelă peste schelă, o ancorează de burlane, de șgheabul, și să vină cu o schelă care se ridică singură, prețul la care va fi achiziționat, nu vă imaginați că e pe bază de 3 oferte, ci va fi licitație publică, adică prin sistemul de achiziții publice. Doamna consilier, e posibil să aibă dreptate 100%. Nu știu dacă e cel mai bun motiv pe care l-au invocat astăzi, dar vreau să vă bazați pe buna mea credință, dacă pe altora nu vă puteți baza. Cu toate că eu am încredere în acest demers. Mulțumesc. Și eu am încredere, domnul primar, credeam că răspundă de la DPP. Nu e vorba, eu cred că chiar acel dispozitiv de la costă și e posibil să coste. N-am înțeles cât bani a rămas, 300 de milioane sau 1.300.000. Dar eu cred că oricine poate consulta o piață și ca să-și facă o idee de evaluare, consult niște oferte. Te uiți pe catalog, nu? Același produs cu aceleași caracteristici, la ce preț se vinde pe piață. Nu e vorba de trimiteau 3 telefoane, dăm 3 oferte. Despre asta este vorba, am și eu un pic de habar, nu așa mult, dar... E foarte posibil, la momentul când s-a aprobat acel program de investiții, să fie avut în vedere un anumit tip de schelă. Și nu aveau bani în buget. Da, și nu aveau bani în buget. Faptul că acum au rămas bani în buget, s-au reorientat spre acel tip de schelă. Cel care... Că schelele sunt și ele, de la 10.000-50.000 până la oameni. Ca și macarale. Exact. Asta e răspunsul cel mai bine. Dacă o greșesc, doamna Corina, nu mai trebuie să spune. Bine că ați așteptat 4 ori ca să vorbim noi în locul dumneavoastră. Da, da. Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 27, diverse. Dacă are cineva de ridicat o problemă, domnul primar? Da. Aș fi vrut să vorbesc în încheiere, dar dacă nu mai e niciun coleg, o să vorbesc acum. Aș dori mâine să fiți prezenți la o serie de manifestări culturale și religioase pe care primăria, prin sprijinul Consiliului Local, le organizează pentru toți oneșteni. Și nu numai pentru oneșteni. O să fie invitați și alți colegi din alte comunități, fie că sunt primari, fie că sunt oameni din politică sau din administrație. Ideea este una și fac apel la consilierii locali și anume, dacă putem să fim altfel decât alții, și anume mâine să dăm dovadă că suntem niște colegi buni și interesul nostru este unul singur, și anume comunitatea oneșteană. Eu așa vă percep, să știți, chiar dacă sunt niște derapaje care în mare parte câteodată mi se datorează mie, să știți că vă consider niște parteneri adevărați, niște oameni cu care împreună am rezolvat probleme grele și vă solicit mâine să fiți alături de mine ca și primar, de instituție și de români. Să dăm dovadă că ne pasă și că putem fi altfel, chiar în acest context economic, politic, cum vreți să-l considerați dumneavoastră, destul de complicat pe care România îl parcurge. Cred că avem cu toții datoria asta și v-aș ruga să fiți alături de noi. Și dacă nu puteți, să știți că tot ne gândim că sunteți alături de noi. Bănuiesc că mai sunt tot felul de situații. Eu vă mulțumesc pentru această ședință, pentru acel proiect important și mă bazez pe suportul dumneavoastră și anul viitor. Mulțumesc! Aș mai cerut și o chestiune pe care aș vrea să o subliniez, dar n-am apucat să o iau înainte la chestiunea diverse. Problema modului în care se epuizează biletele la cinematograf pentru spectacolele de teatru. În momentul în care se ajunge la cinematograf, imediat după ce se anunță o piesă de teatru, mai bine de jumătate din sală, sunt biletele achiziționate. La întrebarea cine a cumpărat biletele sau cine le-a rezervat, răspunsul este de fiecare dată primăria. Este că... Bine că nu e doar domn primar. Eu vă spun, e o chestiune pe care mi-au comunicat-o mai mult.
multe persoane, cred că din respect pentru cei care iubesc cultura, ar trebui să mai lăsăm locuri libere și pentru alții în față și să nu ne trezim că e roșu totuși și că la spectacole rămân o grămadă de locuri libere. Nu am așteptat răspuns. Eu n-am așteptat răspuns. Dar vă dau eu răspuns, că de obicei nu... Las un coleg să nu îi răspundă la o problemă pe care o ridică, de obicei, nu întotdeauna. Aveți dreptate. Mă mir când am spus că primarul, că nu mă surprindea, și, dar nu era adevărat. Nu puteți să ocupați atâtea lucruri. Dar îmi pare rău, nu știu, poate, din păcate n-am fost prezent nici măcar la ultimul eveniment cultural de genul ăsta și dacă spune cineva că eu... Din păcate a plecat domnul director Tenie din ședință. Îl voi invita la următoarea ședință să aibă un punct de vedere. Să știți că solicitările sunt de maniera în care, știți, oameni care vin zi de zi, spectacol de spectacol, au câte o rugăminte la unul sau la altul, care e mai mult sau mai puțin morală la abordarea asta, dar să știți că au fost și piese de teatru sau spectacole, puține la număr, la cinematograful capitolul în care sala nu a fost plină și nu s-au vândut toate biletele. Deci sunt situații și situații, dar nu exclud ceea ce spuneți dumneavoastră. Și îl voi ruga pe domnul Tieni să aibă un punct de vedere vis-a-vis de acest aspect, pentru că dumnealui, nemișlocit, coordonează activitatea și la cinematograful ca pe domnul. Mulțumesc, domnul consilier Panfil. Pentru că domnul Tieni nu mai e aici și pentru că am luat contact cu acest subiect, vreau să vă anunț că începând cu data de 5 ianuarie, 6 și 7, 3 zile, la Biblioteca Municipală va fi adus tratatul de la Trianon, practic certificatul de naștere a României Mari, în original. Suntem pe selecta listă de 3 mari localități din țară, București, Alba Iulia și din Moldova vine la UNESCO. Eu cred că este un eveniment inedit, deosebit și sper ca prezența să fie pe măsură. Vă mulțumesc, Declar lucrările ședinței închise. Domnul primar, mâine 12 fără un sfert, în principiu, trebuie să fim aici. Manifestările încep la Monumentul Regina Maria din vecinătatea primăriei, începând cu ore 12. Încercăm o formulă cât mai concisă și tipul să fie foarte bine programat, astfel încât să depunem, după ce se termine ceremonia aici, și la Monumentul de la ieșire din oraș, dedicat centenarului, aviz amatorilor care pot să depună două coroane. În sensul ăsta să nu creăm o situație, eu știu, neplăcută. Vă mulțumesc mult! Ședința ordinară pe decembrie, preconizată 13 decembrie, ora 14. Ca să știți cum vă faceți programul. 13 decembrie, ora 14. 13? 13 decembrie. 13 decembrie.